La Digi24, tinerețe fără bătrânețe nu este un baz. Este locul în care afli remediile pe care le ai la îndemână pentru a fi în formă tot timpul. Cele 6 trupe mari și milioanele de priviri ațintite pe comorile din play-off, Europa și titlul Superligii. O revenire incredibilă, Universitatea are 2-1 contra Rapidului, minutul 66. Lupta pentru coroana Angliei e mai strânsă ca niciodată. Foudar, gol! Rivalitatea lor, bucuria noastră, mai ales cu Drăgușin în prima linie. Premier League e aici, la Digisport, spectacolul campionilor. Regatul sportului rege. A revenit, ne grăbim spre Sfântul Gheorghe, spre partida între Șepși și Farul, dar să nu ne uităm nici seniorii. Tot astăzi ziua lui Ion Ionescu, Puiu Ionescu, unul dintre... Bine, Florin Cheram mi-a trimis și mie, da, ceva mesaj. Acum să trebuie că e emisiune de aia de... Păi dacă toți sunt născuți acum... Florin Cheram la mulți ani. Da, da, să dea Dumnezeu la tate. 86 de ani a făcut și Ion Ionescu, unul dintre jucătorii care a adus primul titlu Rapidului. Avocat. Tu ești pe filiera Rapid, eu acopăr toate zonele. Suntem pe toate filierele, domnul. Domnul Ilie, am vorbit despre Marius Lăcătuș și acolo. Da, pe aici, bu, cu Lăcă am început. Da. Și terminăm prima parte a emisiunii cu Gică Hagi și cu meciul de la Sfântul Gheorghe. Ce ne așteaptă în acest meci? Meci interesant. Meci super interesant. A fost foarte aproape să scoată un rezultat pozitiv cu FCSB, o fază fixă a decis meciul. E o confruntare, un meci extrem de important pentru Faro. Bun, haideți să-i ascultăm și pe antrenorii celor două echipe cum anticipează acest duel. Bun găsit, domnule Hagi, cum se vede duelul contra celor de la Șepși? Totdeauna meciuri frumoase, meciuri deschise, două echipe care caută fotbalul, joacă fotbal și important este să facem ambele faze foarte bine, pentru că adversarul ne va forța să facem lucrul ăsta și sperăm să o facem cum am făcut ultima dată. Statistica de partea echipei dumneavoastră, contează statistica? Da, e bine să te uiți în spate, să vezi, dar ce e în față și în față e o provocare mare, jucăm în deplasare și știm că e un meci foarte greu, dar nimic nu e imposibil. Observăm două schimbări în primul 11 față de partida trecută și, evident, nu putem să ne observăm cei patru jucători lăsați în afara lotului, Deaconu, Budescu, Chichi, Boli. Totdeauna am vorbit de cei care i-am, ceilalți care au rămas acasă, v-am spus motivele care sunt, ceilalți merită șansă, ceilalți merită să joace, fiecare jucător trebuie ca să evaluezi, trebuie să fiecăruia să-i dai șansă și atunci am venit cu... Avem foarte mulți jucători în atac, avem foarte mulți jucători în apărare, chiar dacă unii sunt tineri, meci de meci veți vedea unul sau altul, pentru că așa trebuie să facem ca să evaluăm. Bineînțeles că ne dorim să câștigăm și tot ce facem sper să fiu inspirat. Echipa care va câștiga astăzi rămâne în cursă pentru cupele europene? Absolut, da.
Eu zic că vom juca la Victoria amândouă, cred eu, chiar dacă trebuie să te aperi și faza defensivă trebuie să o faci foarte bine, dar ambele echipe cred eu că încearcă să câștige 3 puncte, în special noi care ne avem nevoie de cele 3 puncte ca să ne luptăm acolo. Hello, mister. How are you today? Cum va fi meciul din această seară? Yeah, I think it will be a close game, like the last time when we played at home. Unfortunately, we lost this game, we want to do it better. We know all the games against Farul, it's on a high level. I think it will, both teams want to play football. And they have good football players, we know this. But we know what we have to do against them and we want to try our best. What can make the difference between these two teams today? Yeah, when we have the chance to score the goals. Yeah, this is always like this. I think we create chances and în ultimul meci, cred că ne-am creat șanse, și de fiecare dată șefii cu antrenor au avut șanse, am ajuns cu mingea în fața porții. Very good always and we create chances, but in the last moment, yeah, to find the way in the goal. Aceeași poveste, în ultimii metri n-am reușit să finalizăm. Let's say thinking at Europe, who lose this game, it's out from... Cine pierde acest meci, iese din Europa. You think we have 24 points, yeah. Mai sunt 24 de puncte în joc. We know this, but I have other things to think about it, about the game, not about this. This is a consequence of this game. But we think positive, and we want to win the game. This is the most important thing. Is it two changes... today in the first 11, Dumitrescu and Safranco, what can they bring new today? Well, I think it's always like this. We have a big squad and we give also other players a chance to play. Avem un lot numeros. This I spoke with my team about it. And we'll see what happened today in the game. Și trebuie să așteptăm să vedem ce se va întâmpla în această seară și vom... Nu vom vedea dacă am ales sau nu echipa bună. Spuneam că în februarie, când a fost meciul din etapa cu numărul 26, dacă nu mă înșel, în sezonul regulat, a bătut pe final, minutul 87, Grameni a dat gol 1-0, în tur, în sezonul regulat, 2-1 pentru golul ăla, dacă Ovidiu. A trecut sau n-a trecut, nu? Da. Ăla, minutul 87. Dar depisa doua mai bună pentru Farul. Vedem ce va fi astăzi. Ca de obicei, condiții foarte bune la Sfântul Gheorghe și ambient și atmosferă. Sperăm că nu va fi un meci a close game, cum zicea Aștor. Sperăm să fie un meci, o partidă deschisă, o partidă cu multe goluri, deși specificul play-off-ului știm că nu e neapărat așa, dar nu ne împiedică nimeni să sperăm că vom vedea un meci foarte frumos. Suntem aici, la pauză, la final, să comentăm ce vom fi văzut. Legătura la meci. Bun găsit tuturor, vă spun de la această oră Cătălin Cârmu și Andrei Tivilichi. Începe etapa a treia play-off-ului Super League. Față în față sunt ultimele două clasate, Sepsi și Farul. Sepsi are posibilitatea de a o depăși pe Farul în clasament. 23 de puncte pentru formația gazdă din această seară, în vreme ce trupa lui Gică Hagi are 25 de puncte. Cu o victorie ar putea să o egaleze temporar pe Rapid. Salutare și bine v-am regăsit, prieteni! Da, sunt puncte uriașe puse în joc în condițiile în care ambele echipe și-ar dori, de exemplu, să evolueze în cupele europene. E adevărat, e nevoie ca ele să facă un salt semnificativ în clasament, dar știm bine, chiar și poziția a treia poate aduce până la urmă o prezență în Conference League. Roland Nițu a revenit după o perioadă în care a tot fost accidentat. Ne uitam pe formulele de start. Nu sunt foarte multe schimbări raportându-ne la meciurile precedente, când Sepsi a remizat pe teren propriu cu CFR Cluj 1-1, iar Farul a pierdut acasă 0-1 cu FCSB. Bernstorff optează pentru Roland Nițu și astăzi e capitanul echipei. Oroian, Ninai Kechke și Denis Ciobotariu în linia defensivă. Kevin Varga, Nicolae Păun și Andres Dumitrescu, una dintre noutăți. Calacu, Șafranco, a doua noutate în primul 11 și Marius Ștefănescu și suporterii ca de fiecare dată echipați cu multe elemente de recuzită. Hagi îl trimite în poartă pe Buzbuchi, Popescu, Larie, Dănuleasa și Dusos sunt cei patru. Din apărare, Gana, Cheiroz și Grameni la mijloc, Grigorian, Munteanu și Cojucaru. Acolo în față sunt patru jucători importanți lăsați în afara lotului. Deci Hagi, dar vom dezvolta subiectul un pic mai târziu. Deocamdată pauză și întoarcem cu debutul acestui meci de la Sfântul Gheorghe. Sepsi Farul. Thank you.
Betano pentru culori. Betano. Jocul începe acum. Ladies and gentlemen, our champion Novak Djokovic reigns in Monte Carlo. De campeón en categoría masculina del mutua a Rafael Nadal. Djokovic defends his Shanghai title in a dramatic final. Djokovic, what a bite! Successfully defends his title here in London. Tennis de nivel mondial. Oameni care au făcut istorie în fotbal jonglează acum cu statistici și declarații. Ne cunoașteți, ne vedeți peste tot, știți că la noi fotbalul se joacă tare și după meci. Vocile rațiunii și pasiunii sunt aici pentru voi. Fotbal Club cu Radu Naum, în direct numai la Digi Sport. Interul, stăpân peste imperiu. Dimarco! Cine îndrăznește să oprească liderul Italiei? 2-1! Vezi luptele eroice din Serie A. Spectacol în serie. În direct la Digi Sport. Asemenea reușite merită să le vezi din nou și din nou. Sărbătorim cele mai spectaculoase goluri din Europa la emisiunea Digi Gol. Duminică, în direct la Digi Sport. Știința. Betano. Jocul începe acum. Împreună cu știința, Betano, jocul începe acum. Cu linia de finish tot mai aproape, Bayern aleargă după Leverkusen. Gol marcat de Harry Kane. Bayer Leverkusen întoarce soarta meciului în 2 minute. Iar Borussia crește viteza pentru Europa. 2-0, Borussia Dortmund. Sâmbătă ai fotbal de calitate germană în direct la Digi Sport. Au șocat Spania, dar acum cer recunoaștere. Superliga vă este oferită de Superbet. Am revenit la Sfântul Gheorghe pentru startul acestei întâlniri. Așadar, începe etapa a treia a play-off-ului și ne pregătim pentru acest duel care chiar se anunță pe echilibrat între Sepsi, Sfântul Gheorghe și Farul. Farul n-a avut de regulă meciuri ușoare aici, a jucat de 10 ori pe terenul Sepsi, a câștigat două partide, e adevărat, de 6 ori meciurile s-au terminat la egalitate, dar este fix ceea ce spuneam, partide care în general au fost caracterizate de echilibru. Da, brigada de arbitri condusă de Andrei Chivulete, Sebastian Gheorghe și Andrei Constantinescu sunt cei doi asistenți.
Doi dintre ei sunt cu ecuzon internațional, Chivulete și Sebastian Gheorghe, cei doi căpitani, Constantin Grameni, respectiv Roland Nițui. E interesant pentru că în acest sezon, Cătălin Popa, nu? E centralul din camera VAR. E interesant pentru că în acest sezon, de fapt, în stagiunea regulată, în sezonul regular, Farul Constanța a învins-o de fiecare dată pe Șepși, fie că a jucat acasă 2-1, fie că a făcut-o pe acest stadion. La undeva, pe la mijlocul lui februarie, a fost victoria cu 1-0, Grameni marcând pe finalul disputei. Conducerea Farului, Gică Popescu acolo, ați recunoscut cu siguranță și pe Ciprian Marica. Zoli Iașcă era da. Și el. Da, recapitulăm, o victorie a Farului Constanța. Tibi Curt. Tibi Curt era cel de-al patrulea, da? O victorie a Farului Constanța. Par aduce-o mai aproape pe trupa lui Gică Hagi de podium, în condițiile în care Șef și dacă va învinge, va face rocada cu formația constanțeană. Da, vorbeai tu de ultimul meci, cel a decis de Grameni. Până la urmă, Farul trebuia să se revanșeze cumva după eșecul din Supercupă. Sepsi s-a impus cu 1-0. A fost acel gol pe care l-a marcat Ion Gheorghe în meciul din iulie. A fost atunci o perioadă aglomerată, agitată pentru cei de la Farul și recunoscut Gică Popescu. Experiența pe europeană i-a tras în jos pe constanțeni în campionat pentru că a fost un interval când Farul juca cupele europene și nu prea reușea să dea randament în campionat. Au fost multe puncte pierdute de formația lui Gică Hagi. În general, știm că e o problemă pentru echipele din România atunci când trebuie să evolueze și în și în Europa. I s-a întâmplat chiar lui Sepsi, dacă exact. Vă amintiți, că Leo Grozan era antrenor. După un început foarte, foarte bun, raportându-ne la competițiile europene, echipa a avut o cădere și lucrurile și-au revenit abia după schimbarea antrenorului. Șepși în posesie, Kevin Varga încearcă jucătorul maghiar, intervine Mihai Popescu, se cere un foul, Chivulete lasă avantaj, dar până la urmă fluieră. Da, avem doi dintre fotbaliștii care au marcat în duelurile directe din acest sezon. Grameni, de care aminteam, iată acolo foarte aproape de arbitrul Chivulete. Ce intrarea lui Popescu, respectiv în țălarie, dar la minge, au contră puternică. Mai întâi pe minge și apoi pe picior, într-adevăr. Fără cartonaș galben, pentru Popescu a venit să-și prezinte scuzele, un scurt dialog cu Varga. Așadar, va fi o lovitură liberă pentru formația gazdă. Da, Budescu a marcat și el într-una dintre partide, deocamdată lăsat în afara lotului. Îl avem și pe Marius Ștefănescu, unul dintre golgheterii campionatului și cel mai bun realizator al covăznenilor, 12 reușite în actuală ediție de campionat. Iată-l în prim plan, atent Alexandru Buzbuchi, în condițiile în care am putea avea chiar o tentativă de țintă, un șut direct spre poarta celor de la Farul Constanța. Mi-am amintit de Paioani cu celebra lovitură liberă din cupele europene, când nu le-a cerut colegilor să facă paravan și a încasat un gol de la vreo 30 de metri. Șerif Calacu, el încearcă șutul mult peste transversală. Calacu, cel care a dat o pasă foarte frumoasă și foarte eficientă etapa trecută, un assist pentru Ștefănescu. N-a luat mingea așa cum și-a dorit, a marcat niște goluri frumoase în acest sezon în jocașului Sepsi. Vedem și pe Ben Stor, tot Sepsi este echipa care atacă. Iată presiune pusă din start de Covăznen, mingea este recuperată, un balon între linii, Șafran încearcă mai departe pentru Calacu, faza este rezolvată de Popescu. Gospodina Movist iese din defensivă cu mingea la picior, se duce în tușă și o apariție cât se poate de hotărâtă a lui Ninai. Da, nu, nici n-a stat pe gânduri apărătorul slovac, imediat în margine. Gică Hagi, temperamental, cum îl știm, de fiecare dată are câte ceva de transmis băieților aflați pe teren, să corecteze ceea ce nu-i convine. Atacul pe care îl încearcă din nou Șepși, în lateral e Denis Șobotariu, vine cu centrala, atenție, și e primul corner al meciului. Dusou nu se complică și trimite simplu în afara spațiului de joc. Șafran cu foarte, foarte bun. Inițial era în offside, a știut să se retragă și mai apoi să atace la colțul scurt. Foarte bine a venit Dusso, a anticipat și nu s-a complicat.
Am văzut pe Denis Ciobotariu, tatăl său Liviu a fost coleg la echipa națională la turneul finale cu Gică Hagi. Centrarea este la colțul scurt, a încercat o prelungire cu capul Șafranco și acum Cristi Ganea încearcă minge în lung de linie, nu este serviciul pentru Cojocaru, totuși insistă foarte bine tânărul fotbalist al Farului. Cojocaru este blocat. M-a impresionat inclusiv la echipa națională sub 20 de ani. A dat un assist și ce assist. În jocul cu Polonia a terminat la egalitate 1-1 pentru Bodișteanu. Da, așteaptă să marcheze și pentru Farul Constanța la nivelul primei divizii, așa cum Narek Grigorian, pe care Hagi l-a introdus și astăzi titular, ar trebui să confirme. E adevărat, a prins minute doar pe finalul meciului amical dintre Kosovo și Armenia. N-a arătat mare lucru, știe cu mingea, dar de regulă pierde destul de multe dueluri. Farul în construcție este faultat în mod clar aici, după o preluare minunată, Ionuț Cojocaru, Kecheș, nu s-a mai oprit. E un jucător care are, are multă calitate, foarte bine a reușit acea manevră. Da, am vorbit de, de pasa pe care a dat-o la, la meciul național sub 20 de ani. El a reușit să un serviciu senzațional și în jocul cu rapid pentru Luis Munteanu, un assist. A demonstrat acolo clar viziunea și precizia în momentul în care trebuie să-și pună un coechipier în valoare. Mingea este recuperată de Popescu. Reușește să dea drum la minge, Cheiros sub presiune, pierde balonul Ștefănescu în zonă centrală. Era acolo lângă el Dănuleasă. Ce bine a gândit Kevin Varga. A scos imediat mingea din acea aglomerare și a trimis-o lui Denis Ciobotariu. Două echipe care s-au avântat încă din start, fundaș și lateral, mai mereu la mijlocul terenului. Tot Kevin Varga, excelentă pasa, Calacu, destul de lent, Constantin Gramenicu, multe e un fotbalist care aleargă foarte, foarte mult, se implică în toate duelurile, dar în etapa precedentă a greșit multe, multe mingi. Pe voie de joc, o apărare în patru a Farului, dar vedem. În momentul în care echipa lui Gică Hagi se apără, sunt 5. Larie, Dănuleasă, Popescu, fundașii centrali. Coboară în partea stângă, Ganer, Dusso este în dreapta. Cojocaru acum. Da, acesta e fotbalul modern. Schimbi modulul de joc în funcție de ce se întâmplă pe teren, în condițiile în care, iată linia de 3. Rămâne calm Ionuț Larie, în alte vremuri capitanul echipei. Oricum e unul dintre goalgetteri, pentru că el rezolvă de fiecare dată loviturile de la 11 metri de care beneficiază Farul Constanța. Să nu uităm că Iros este și el un jucător defensiv care a început să fundaș central campionatul. Probabil Gică Hagi n-a fost mulțumit de randamentul lui. Jucase titular chiar în anumite meciuri din acea campanie pe europeană. L-a urcat la mijlocul terenului. Ganea și el mult timp în cariera a jucat funda stânga, așadar sunt mulți jucători cu profil defensiv în această formulă pe care a aliniat-o Gică Hagi. Da, jocul însă destul de avântat. Două echipe care, aminteam ceva mai devreme, au plecat la drum și în competițiile europene după acea supercupă pe care Șefșin Sfântul Gheorghe și-a adjudecat-o 1-0 cu Farul Constanța. A urmat două succese în campionat și acum intervenția lui Ganea. Minutul 8. Deocamdată mingea este dusă rar în cele două careuri. Mâine avem partida Rapidului cu CFR Cluj, un derby al acestei etape, iar se va juca de la 20:30 și de unică duelul care se anunță extrem, extrem de interesant, sperăm și de spectaculos. Foarte mulți oameni în tribune, FCSB, Universitatea Craiova vor fi față în față pe arena națională, primele două clasate. Da, echipa medicală a celor de la Universitatea Craiova încearcă să-l repare pe Alex Mitriță. Super dribbling-ul, Șafranco întârzie prea mult și până la urmă va fi corner. Buzbuchi vine să-și felicite coechipierul. Super dribbling-ul inițial al slovacului după o pasă primită de la Andres Dumitrescu, cel care i-a luat locul lui Florin Ștefan. Un dribbling prin care și-a ridiculizat practic adversarul. Larie foarte, foarte slab s-a apărat aici. În schimb, Mihai Popescu și-a arătat clasa. Ce bine a venit și cât de corect a intervenit. I-a furat mingea lui Pavel Șafranco. O bilă neagră, evident, pentru Larie. Până la urmă, Șafranco nu e cel mai tehnic de pe teren, cel mai rapid. Ninai rea cu capul de lângă Dănuleasă.
A dominat clar pe adversarul său, a pus și brațele. Mai multă intensitate până acum, parcă mai multă hotărâre în jocul lui Sepsi. Hai să-i spunem, răutate, agresivitate, judecând însă sub aspect pozitiv. Dănuleasă, care a debutat în iulie 2021 într-un meci pe care Faru Constanța l-a încheiat la egalitate la Arad cu UTA 0-0. 20 de ani, cred că este a patra apariție stagională. Dar un jucător care ar putea să se remarce în condițiile în care brazilianul Gustavo Marins, de exemplu, a rămas doar pe banca de rezerve, titular în partida anterioară cu FCSB. Ce pressing face în continuare Sepsi? Iată cât de greu este Farului să scoată mingea din propriul teritoriu. Spuneam, patru jucători cu nume au fost lăsați în afara lotului. Este vorba de Kiki, Budescu, Oli și Deaconu. Dar Kiki e o situație specială, el refuză să-și prelungească înțelegerea. Grameni, de-a dreptul sufocant pressing-ul pe care îl face formația gazdă, Luis Munteanu pentru Queiroz, a fost o intervenție acolo, jocul lăsat să continue, dar nu s-a descurcat mai departe Grigorian. Da, intensitate într-adevăr în aceste 10 minute în care posesia a aparținut mai mult băieților pregătiți de germanul Bernstorck, mingetoarsă pentru Roland Nițui. S-a descurcat onorabil, aș putea spune, Dinu Moldovan, dar evident, după ce a revenit complet refăcut Roland Nițui, a preluat și baterola de capitan și postul de portar. A ajuns și el la 28 de ani, multă, multă experiență pe care a acumulat-o, în condițiile în care, e adevărat, fratele său mai mic se află și el în lot, Raimund Nițui, 19 ani. Este un jucător reprezentativ pentru Sepsi, un veteran al echipei. Buzbuchi e și el un veteran de atâți ani în cadrul clubului, mai întâi Viitorul, desigur, apoi Farul, și-a așteptat rândul, a plecat Ioni și a devenit portarul numărul 1, vedem și pe omul ofensiv numărul 1 al celor de la Farul, este vorba de Luis Munteanu, care a mărturisit că dorește, evident, să prindă lotul României pentru campionatul european, are acest obiectiv. A fost un sprint al lui Dussault. Simte ceva. Fostul Dinamoviș, iată, se întinde pe gazon. S-ar putea să fie nevoie de modificare. Se așteptă însă. Așteaptă și Gică Hagiveș din partea medicilor. Acesta ar putea fi sezonul tău. Cu tine, Superliga e super! Gică Hagi și suporterii Farului Constanța, vreo 20 de fani care au venit să-și încurajeze favoriții, evident, în supranumeric, evident, pentru fanii lui Șepși. Și dificultăți aici, Damian Dussault, schimbare. Va fi schimbat. Va fi schimbat, nu e cea mai bună veste pe care o primește Gică Hagi. Au trecut decât 12 minute din această partidă. Sârbu ar putea să joace pe acea poziție. Da, deocamdată se întârzie până locuirea lui Dussault. Inferioritate numerică pentru Farul Constanța, care încearcă să facă acest pressing de întâmpinare. Sunt totuși 5 oameni în cealaltă jumătate de teren. Ciobotariu rămâne calm, întoarce lui Roland Nițui, Branislav Ninoi. Oroian a urcat și el în cealaltă jumătate de teren, a coborât Nicolae Păun. Nici ocazie de gol, cu excepția acelei faze în care Șafranco se descotorosise de Ionuț Larie, dar când se șuteze, a rămas fără minge, fiind deposedat de Mihai Popescu. A mai fost o mini-ocazie, dacă îmi permiteți terminul, acea lovitură de cap a lui Ninai, pe lângă poartă, preluare bună pe care o face Dumitrescu, pasă la interior, un șut al lui Ștefănescu. Aici chiar vorbim de ocazie mare, încearcă să dea plasat, să trimită lângă boară Ștefănescu, omul de națională a lui Sepsi, sau unul dintre ei, pentru că și Păun a prins național câteva ori. Ocazie mare, mare de gol pentru Sepsi, iarăși ușor depășită apărarea Farului, s-a retras aici în zona lui Dussault Grigorian, să vede că nu are aptitudini defensive. Dumitrescu a făcut ce a vrut cu el.
Da, a scos excelent pentru Marius Ștefănescu. Este golgheterul lui Șef și, fără îndoială, câteva goluri minunate pe care le-a marcat în acest sezon, dar și multe ratări din astfel de poziții. A vrut să dea plasat, în mod normal, încerc să prinzi poarta, mai ales dacă șutezi în forță. Oricând însă, poate avea un moment de strălucire, gata să marcheze, iar Gustavo Marins, brazilianul, va intra în locul lui Dusso, să vedem ce permutări vor avea loc la nivelul liniei defensive. Fundași central, Gustavo. Ar putea juca farul Constanța acum cu patru fundași centrali în linia defensivă. A trecut în dreapta Popescu. Gustavo Marins este centrul apărării. A apărut aici în tușă Dănuleasă. Da, nu reușește deocamdată, iată, în primul sfert de oră să-și impună jocul de posesie farul. Elementul fundamental, să spunem, din filozofia lui Gică Hagi. Da, e posibil ca la un moment dat să mute acolo, la mijlocul terenului. Oricum, a făcut o primă modificare fiind forțat antrenorul farului. La vână ar putea să apeleze într-o zona centrală, el fiind un bun pasator și încă o întrerupere. Ceva probleme pentru Denis Ciobotariu. Apropo de experiența tatălui său alături de Gică Hagi la Mondial din 98, prenumele Denis vine de la stadionul Saint-Denis, pentru că Liviu Ciobotariu a fost impresionat de acea arenă. Da, de stadion, nu neapărat de suburbie, de banlie. Fix de stadion. Bine, da. Denis a fost și un personaj mai mult decât simpatic într-o producție americană din lumea cinematografiei. Posesie pentru farul Constanța. Primul sfert de ceas epuizat. Presează Marius Ștefănescu. Alex Buzbuchi vine până la urmă cu degajarea. E o minge pe care Covozneni reușesc să o recupereze. Bernstor aruncă și el ca din oală, nu? Parcă așa era pe vremea copilăriei când arunca la panoul de basket. Retras, încercând să intervină, reușește și se retrage imediat fundașul Constanțean. Acum funcționează bine acest flanc stâng al lui Sepsi, percutant. Centrarea lui Dumitrescu pentru Marius Ștefănescu. Graveni cearcă să-i trimită mingea lui Luis Munteanu. Prea tare însă. Dacă ieșea preluarea completă lui Ionuț Cojocaru, cred că farul putea să declanșeze contraatacul. Cosmin Mateie? Da, știm bine, o perioadă dificilă pentru el. Nu s-au mai aflat amănunte legate de posibilul caz de dopaj. De mult fost jucător al farului la începuturile sale. Chibulete discută cu Șa Franco. Pare că înțelege mesajul arbitrului. Da, e un moment de respiro până la urmă pentru el. Încă o dată în prim plan, Gică Popescu alături de Zoli Iașco. Bine îmbrăcați, da. Cei doi. Gești de iarnă. E seara. E seara la Sfântul Gheorghe, nu departe de Brașov. Încă un faul. Fragmentează destul de des totuși jocul. Cei din Constanța. Dănuleasă se retrage imediat alături de colegii din defensivă. O ținere reciprocă, numai că Dănuleasă a dat ultimul. Da, l-a tras de tricou și Șafranco, l-a ținut și Dănuleasă, dar sunt lucruri normale totuși, când vorbim de un duel între un fundaș și un atacant, un vârf atât de puternic cum este Șafranco. E greu să-l controlezi dacă nu te ajuți și de brațe. Da, Kevin Varga, unul dintre implanturile reușite la Șef și Sfântul Gheorghe, îl așteaptă pe Calacu, abia acum se decide, vine cu centrarea prea aproape, deci linia de 6 metri. Alexandru Buzbuchi anticipează și nu poate declanșa contraatacul. Da, n-are cui să-i arunce, nu sunt coechipieri avansați, tocmai pentru că foarte condiționat jocul farului și poziționarea farului foarte condiționată de felul în care evoluează Sepsi, de această agresivitate, de acest pressing exercitat încă din debutul meciului de trupa lui Stork.
Da, m-aș fi așteptat totuși ca farul să încerce să iasă cu mingea din preajma propriei suprafețe de pedeapsă, în condițiile în care Grigorian, de exemplu, nu știu dacă a făcut vreo preluare cu fața spre poarta lui Roland Nițu, de fiecare dată în retragere cu privirea țintită mai mult spre propriile buturi. Încearcă aici Ștefănescu de unul singur, excelent Cristi Ganea pentru același Buzbuchi. Da, cred că e fotbalistul farului Constanța care a lovit de cele mai multe ori mingea în acest început de partidă. Excelentă pasa, poate veni și centrarea. Abia acum pe colțul lung Șafranco. Mihai Popescu sare bine, reușește să respingă. Emoții pentru oaspeți. Erau 4 jucători de la Sepsi care așteptau centrarea. Aduc mulți oameni în care în zona suprafeței de pedeapsă Covăznenii. Dumitrescu în blocajul lui demulează încă o dată Dumitrescu, dar e prea aproape de poartă această centrare și intervine fără emoție acolo Buzbuchi. Da, n-a avut practic timp slovacul Șafranco să atace prima bară în condițiile în care mingea a venit mult prea repede pentru el. Practic nu există la mijlocul terenului farul, nu... Le teamă să scoată mingea Buzbuchi, să-i trimită unui mijlocaș undeva la 25-30 de metri de propria poartă. Graveni nu reușește să țină de balon Cojocaru, ar putea să facă și la acest lucru, că sunt fotbaliști unii trei cu multă experiență, alții fără mare experiență, dar cu calitate. Luis Munteanu, clar că trebuie să arate mai multă personalitate în joc echipa farului de la mijloc în sus. Da, Luis Munteanu, aceea senzație pe care am avut-o și noi, mingea însă a ieșit din el în afara spațiului de joc. Foarte bună deposedarea lui Branislav Ninai. Ciobotariu, bine l-a primit Ștefănescu. Mingea este deviată de Gustavo, dar balonul a ajuns la Varga Dumitrescu. Varga între doi adversari, depostetat de Grigorian. Cheiros, jucător la Porto, reușește să-i trimite acel balon lui Cojocaru. Foarte bine, anticipează aici pe un... Dar nu reușește să țină de minge deloc până acum cei de la farul Constanța, mai mereu primi în duelurile 1-1, sunt jucătorii lui Bernstorck. Încă un fault aici pe care e nevoit să-l facă portughezul Diogo Queiroz. Cere să iasă în pressing, dar deocamdată nu reușesc ai lui. Agi foarte vocal, stă cu gura pe băieții săi și atunci când lucrurile merg bine sau foarte bine, dar mai ales acum când farul chiar suferă în primele 20 de minute ale acestui meci. Da, de văzut cât combustibil va avea șef și Sfântul Gheorghe să țină același ritm. Deocamdată cadența atacurilor este una foarte, foarte bună. Mare Ștefănescu vine cu centrarea, balonul scos la marginea careului în căciulă. Acolo aștepta însă Ionuț Cojocaru, neglijentă pasa lui, recuperarea vine la timp și poate Oroian să centreze. Nu, pentru că doar margine după intervenția foarte bună semnată de Ganea. Mi-a spus câte atingeri de balon a avut Cristi Ganea. Și am ajuns la mijlocul acestei prime reprize. Șafranco era cu adversar în spate. Gustavo Colo a încercat o pivotare strânși în 20 de metri fotbaliștii farului. Încă o recuperare a celor de la Sepsi. Dumitrescu scoate mingea la margine. Aici a venit Ștefănescu, luat în primire de Dănuleasă. Implicat în multe, multe dueluri până acum Dănuleasă și cu Șafranco a mai ieșit și la margine de câteva ori. Da, e bine construit, clădit din punct de vedere fizic. Încă un corner pentru Șepși. Practic, Covăznenii nu le dau spațiu deloc celor de la farul Constanța. Atacă din scurt pe preluarea adversarului. Tocmai de aceea, cred că la capitolul posesie, lucrurile stau foarte rău pentru echipa de la Malul Mării. Bună intervenția lui Păun, care deviase cu șansă. Cred că din Popescu mingea este din nou în afara spațiului de joc. E un fotbal modern acesta pe care îl propune Sepsi și e un fotbal cu multe elemente nemțești, dacă vreți, deși Ștorc nu e un antrenor, să spunem, tânăr, dar fotbalul din Germania se bazează, mai ales fotbalul recent din Germania, se bazează foarte mult pe acest pressing extrem, extrem de agresiv. Centrare șutată a lui Varga. Mingea ajunge la Ninai, încearcă pentru Păun, foarte bine a blocat acolo Grameni și iată contraatacul farului. Da, o minge care ar putea să plece imediat pentru Grigorian. O pasă greșită însă și din nou șef și reacționează Maru Ștefănescu, Andres Dumitrescu, centrarea pleacă în interiorul careului.
Balonul oprit foarte bine de Ionuț Larie, supervizat de Buzbuchi. Acelea semne pe care le arăta Hagi mai devreme. Buzbuchi cerându-le colegilor să ocupe poziții ceva mai ofensive. Grigorian calmează situația de contraatac. A reușit o depășire bună acolo în tușă Grigorian, dar n-a reușit să continue vertical. Nu sunt soluții pentru purtătorul de balon al farului. Da, dar niciunul nu și-a asumat vreun risc. N-a existat până acum vreun dribling de fiecare dată cu fața la poarta lui Roland Nițui. Chiar pare surprinsă farul. De multe ori la... Pare copleșită de multe ori, nu da, doar surprinsă. De multe ori la conferințele de presă, mă rog, la interviurile de după meciuri, auzim această întrebare. Adversarul v-a surprins cu cea? N-am auzit niciodată un antrenor sau un jucător care să spună da, ne-a surprins. Toți spun, știam ce vrea să joace echipa adversă, dar cu farul, vedem, are probleme uriașe. Dar, de fapt, ne-a surprins Șepși în primele 24 de minute. Vom urmări împreună ce se va întâmpla de acum acolo. Excelentă pasa. Grigorian anticipează însă Roland Nițui. E adevărat, armeanul era supervizat de slovacul Ninai, dar e primul semnal de alarmă pe care îl primește și defensiva lui Șepși în această primă repriză. Mihai Popescu nu-i poate pasa lui Luis Munteanu. 7 goluri pentru fotbalistul farului Constanța. Mingea agățată, bine de Ștefănescu de lângă Gustavo Marins, balon săltat apoi de Ciobotariu, Ștefănescu, o rupere de ritm, unorit de Grameni, doi stângaci, față-față în această fază, Calacu, tâmpinat de Queiroz, Calacu joacă aproape pe un, nu trage bine de la semi-distanță, aici preferă pasa pentru Dumitrescu, centrare pe care o respinge Popescu. Da, deocamdată intervenții curate de fiecare dată pentru Mihai Popescu, altfel un abonat al cartonașelor galbene. Toate deposedările sale au fost însă corecte. Albanezul Șerif Calacu, Dumitrescu, abia acum pasează în spate pentru Păun. Păun lipit de el însă Queiroz. Faza arată bine, intervine Buzbuchi și prinde. E fault în atac. Activează modul Bet Builder cu cele mai jucate cote pe un singur meci. Orice meci. Betano. Jocul începe acum. Da, revedem faza. Bătăios Pavol Șafranco, dar Buzbuchi n-a putut fi păcălit. Încă o dată pressingul super agresiv pe care îl face Șepși, doar repunere din 6 metri. În 2017 se întâlneau prima dată aceste formații. A fost victoria lui Sepsi cu Viitorul 1-0. Hagi era antrenor la Viitorul. Valentin Suciu, cel care a promovat-o pe Sepsi, pe banca ardelenilor. Meciul era decis de Hodnoghi în minutul 93. Astăzi, Natil Hodnoghi, oficial, nu? Exact, în conducerea lui Sepsi. Da, chiar dacă au remizat de multe ori cele două echipe, doar în două meciuri nu s-a marcat. Mihai Popescu în cealaltă jumătate de teren, întors câțiva metri aici în recul de către arbitrul Andrei Chivulete. Iată că tot aminteam de el. Șafranco greșește pasa, însă farul Constanța dă semne că a făcut pasul înainte. Luis Munteanu nu poate trece de același Ninai, slovacul atent. Cash-cash. Schimbă cu Ciobotariu. Deloc nu au avut probleme până acum. Fundașii centrali de la Sepsi. Ciobotariu, Ștefănescu. Acoperă zone mari de teren, Mariu Ștefănescu. Vine și în propria jumătate, l-a primit, l-am văzut și în dreapta, în partea stângă. A avut și acțiuni pe centru. Și afla Anco. Să vedem dacă îl pune din nou în dificultate pe Larie. Mingea a ajuns la Buzbuchi, acesta degajează cu capul pe un de lângă Grigorian, Queiroz, Ninai nu lasă acea minge să ajungă la Luis Munteanu. Nu reușesc absolut deloc colegii să-l pună în valoare pe Luis Munteanu și am ajuns totuși în minutul 28. Da, una dintre primele pase greșite pe care le dă Andres Dumitrescu, trimis la încălzire Rivaldinho în condițiile în care lucrurile nu merg deloc bine pentru farul Constanța. Mă gândeam la Cosmin Matei dacă ar fi putut juca în această primă jumătate de oră, la cât de bine s-au mișcat colegii săi. Cei de la fanatic.ro spun că el a revenit la antrenamente și că ar putea reintra în Superliga în condițiile în care totuși continuă ancheta
pentru cazul de dopaj. E clar, foarte, foarte mulțumit de evoluția băieților săi, Giga Hagi. Până acum singurul lucru pozitiv pentru Farul este rezultatul, faptul că nu a luat gol. Valdinio se pregătește să intre pe teren, Luis Munteanu, Grameni, mai departe la Popescu, avansează tăiarul Farului, Popescu, incursiune interesantă, Popescu este în care Ninai cu o intervenție, au de poartă, mă rog, nu sunt foarte convins nici de la Farul că a fost penalti, Grameni cerea ceva, doar el, din ce mi-am dat seama. Da, Mihai Popescu, dacă reușea să țină mingea mai aproape de el, da, nu. Bine, umăr la umăr nu e, că îi vine din spate, dar se aruncă, dar și nici Popescu. Brânci. Da, se aruncă. Bine, uneori apar decizii surprinzătoare, mai ales dacă intră în funcțiune arbitrajul video, dar Chivulete face semn că jocul se va relua doar cu o repunere din 6 metri. Nițui, în prim plan, Dumitrescu se lipește din nou de tușă, are mai multe opțiuni, capitanul Covăsnenilor, care găsește, iată, una dintre ele, neatentă să Denis Ciobotariu, balon cedat ușor adversarilor. Gane. Acum Grameni. Au combinat în tușă Constanțeni, zona aglomerată. Acum pe centru Cojocaru pentru Grigorian. Preluare largă. Fanionul a rămas jos, oare? Da, nu au fost semne că era o indirectă pentru cei de la Șef și Grigorian, dar revenim imediat. Gustavo Marins, brazilianul, încearcă să închidă culoarul, vine și centrarea, Mihai Popescu respinge. Strânge imediat armeanul, Grigorian îl păcălește pe Șerif Calacu și Farul s-a mai dezmorțit jocul echipei constanțene în ultimele minute. Grigorian mai devreme la un fotbalist tehnic, totuși scump, te așteptai ca preluarea să-i ofere mingea la picior. Șut de la distanță, departe însă de poarta lui Buzbuchi. Au pierdut mingea pe construcție în fața careului constanțeni și a ieșit o situație pentru adversari. Da, poziția în care primește Grigorian. Preluare ratată însă cu dreptul. Acum ar fi trebuit să vedem pe Cică Hagi cât de simplu părea de pe margine să preiei mingea, mai ales că era cu fața la poartă. A încercat exact armeanul, dar și-a făcut prea lung balonul. Iar Nițui are meritul că a anticipat corect. Da, și putem spune, o pasă deja în stilul lui Cojocaru, verticalizare. Da, cu puțină șansă și cu mai multă atenție, Grigorian chiar putea să semneze cea mai mare ocazie de gol a meciului. Încă o dată pressingul necruțător al lui Șef și Buzbuchi duce mingea până la dânuleasă. Rămâne calm tânărul fotbalist, greșește pasa însă pe ultima recuperare și Franco este fauntul lui Larie. Nu, jocul continuă, face semn Chivulete. Din nou Larie, pasite anticipată de pe un căzut Ștefănescu, 1-1 cu dânuleasă, cel în care izbutește tânărul apărător al oaspeților. Are atitudine, asta e clar. Are și intervenții reușite de multe ori. Intrarea lui Larie asupra lui Șafranco. Da, un soi de obstrucție mai degrabă, nici vorba de fault, dar repet, uneori deciziile dau peste cap pe orice regulă. Încă un corner, nicio lovitură de la colț pentru Farul. Maru Ștefănescu la prima bară, pe un nu poate devia și din nou Constanțeni încearcă să iasă din propria suprafață de pedeapsă. Atunci duelul dintre Popescu și Păun l-a luat de braț mijlocașul lui Sepsi. Bună dispoziție acolo pe banca formației gazda, am văzut jucători zâmbind. Da, normal, Sepsi rulează bine până acum, da? Totuși izbutește să o archeze. Da, cred că Dănuleasă a fost unul dintre jucătorii care n-au prea pierdut dueluri, asta față de Larie, de exemplu. Mihai Popescu la fel s-a descurcat, dar mai toate atacurile lui Șepși au fost purtate în banda stângă, aici unde sunt Dănuleasă și Mihai Popescu. Oricum, nu sunt multe echipe în campionat care se o chinuie atât de tare pe Farul.
Acum Grigorian cu o pasă foarte bună. Munteanu prea în careu și apoi trimite pe lângă poartă. N-a fost cel mai bun control al lui Munteanu. Mingea nu i-a rămas aproape de picior. Totuși a fost o poziție din care să finalizeze. Da, nici prea mult altruism, aș putea spune că n-a arătat aici Luis Munteanu în condițiile în care Grigorian putea să joace din prima pentru Ionuț Cojocaru. Preluare slabă pe piciorul drept, de ce nu fi încercat totul să șuteze în diagonală cu stângul. Iar apoi împinge practic latul. Balonul. Da, greu de explicat. E adevărat că are execuții senzaționale cu piciorul drept, dar totul părea simplu, să duci crosa și să încerci să trimiți mingea spre colțul lung. Da, și încep să apară fazele totuși la poarta lui Nițui. Da, nu poți să păstrezi același ritm. Acum a jucat Farul în primele 25 de minute, sufocându-și de cele mai multe ori adversarul. Gianfranco Dănuleasă încă o dată, intervenție foarte bună. Îl blochează pe atacantul slovac și este doar repunere din 6 metri pentru goalkeeperul Marinarilor. În pauză și la final aveți DigiSport Special, vă așteaptă Dan Filotti alături de invitații săi. Mai avem și alte partide. La 21:30 începe un meci foarte interesant din Bundesliga, Eintracht Werder, Lille-Marseille, de la 22 pe DigiSport 4. Sigur, avem multe tenis pe canalele DigiSport. Urmărim atacul farului lui Munteanu. Din nou neinspirat, dar a început să stea mai sus farul, să mute centrul de greutate. Da, până la urmă putem spune că a absorbit presiunea exercitată de către cei din Sfântul Gheorghe. 10 minute până în pauză, vom avea și un supliment, unul sau chiar două minute. Uităm de accidentarea lui Damian Dusso, înlocuit de brazilianul Gustavo Marins, titular în partida cu FCSB. Poziția lui Sepsi normal, 55%, dar cred că au fost procente și mai mari în favoarea gazdelor, de raportul șuturilor. 6-1, Farul a avut doar acea execuție a lui Munteanu, e adevărat, vorbim de o ocazie importantă, cea mai mare oportunitate pentru Sepsi a fost acel șut alături al lui Ștefănescu. Până acum Buzbuchi nu s-a complicat nici măcar o dată. Complicat, spun ca să fiu elegant și diplomat, nu a scos o minge în centru. Niciunul dintre mijlocași nu a coborât acolo la 20-25 de metri în ax pentru a putea primi balonul. Da, la siguranță joacă Farul Constanța. Buzbuchi probabil îi va mișca mingea. Ionuț Larie, care scanează zona. Acesta este Ionuț Cojocaru. O minge lungă pentru că Sepsi pusese mai mulți jucători pe 16 metri. Grigorian îl depășește pe Păun și pasează în profunzime pentru Luis Munteanu, dar nu este serviciul pe care l-a așteptat totuși noarul Farului. De fapt, e noarul Fiorentinei, este punctat la Farul. Să vedem dacă va rămâne din vară aici sau va semna cu Rapid, pentru că este oficial interesul giureștenilor pentru Luis Munteanu. Da, acum depinde ce culori preferă, în condițiile în care ne-am dat cu toții seama, sper să nu se spere Gică Hagi, de ce Luis Munteanu a fost retrimis în fotbalul românesc. E un jucător talentat, deocamdată crud, trebuie să progreseze. Grameni vine cu o minge pentru Grigorian, poate deschide în flanc, o pasă însă în așteptare pentru Ganea. În loc să-i trimită pe poziție viitoare, să poată accelera, mai ales că are viteză Cristi Ganea, a fost nevoit să aștepte. Popescu din prima, Nina îi supervizează un balon pe care îl prinde Rola Nițui. Știi ce e interesant? De fiecare dată am văzut mai multe prin planuri cu banca de rezerve a Farului Constanța și nu doar în acest meci. Foarte rar vezi un jucător zâmbind. Ceea ce se întâmplă în campionatele puternice din Europa. Da, e greu. Pe urmă, tonul stării de spirit de Gică Hagi. Mult prea exigent. Jocul e oprit acum. Probleme cu șireturile pentru Nițui. S-a rezolvat. Ajungem în minutul 38. Meci viu, meci cu faze.
Da, dar Farul a reușit să mai echilibreze situația și la capitolul posesie Șepșin nu mai ajunge atât de repede în preajma careului advers. Încă o intervenție semnată de Ionuț Larie. Da, pentru că spuneam mai devreme, puține echipe au chinuit-o așa pe Farul cum a făcut-o Șepșin și mă refer la faptul că nu a avut mingea, pentru că Farul de regulă este echipa care deține posesia. Ok, adversarii o pot pune în dificultate pe contraatacuri, nu știu, faze fixe, dar mai mereu Farul are mingea. Nu a fost cazul până acum, am văzut și statistica, Popescu e faultat, da? Și a văzut și chivulete. Da, Șerif Calacu s-a lipit scaia acolo de Popescu, până la urmă și-a doborât adversarul. Iată momentul în care îi pune piedică. Au fost, cred că, vreo două sau trei lovituri încasate de Mihai Popescu de la Calacu. Rezolvă Diogo Queiroz, se întoarce simplu, balonul ajunge la Galea, Luis Munteanu, foarte bună preluarea, Grigorian, dar Armeanu nu reușește să țină de mingea. Aici cred că Luis Munteanu s-a grăbit un pic, exista într-adevăr un culoar, dar Nina i-a apucat să se strângă lângă Andres Dumitrescu. Pe aplicația DigiSport și pe site-ul digisport.ro puteți vedea primele postaze cu Cosminu Matrit, pe ce a fost depistat pozitiv, cum a fost surprins. Și tot pe aplicații și pe site puteți citi despre nou caz Radaslavescu în Superliga. Acestea și multe alte știri pe site-ul digisport.ro și, bineînțeles, programul transmisiilor în acest weekend. Varga scoate în stânga centrală, Ștefănescu arată foarte bine, nu poate interveni Buzbuchi și gol! Este, până la urmă, 1-0 pentru Sepsi. Oroian, nu? Iată golul lui Oroian, care vine de departe, dar cred că este o intervenție a arbitrilor. Fault în atacoare. Da, vom avea mai multe relori cu siguranță în condițiile în care Chivulete e decis. Mingea le aparține celor de la Farul Constanța, dar pe care nu o vor repune de la mijlocul terenului. Probabil un fault în atac. Să așteptăm însă. Nu e offside aici. Da, greu de spus. Cristi Gane a fost cel care a pierduse duelul. În ultimul, cred că este Gana, cel care atinge mingea. A, probabil asta, un eventual fault al lui Oroian la Gana. Cred că asta se analizează. Avea prin planul încercătorul Farului. Dar nu cred, totuși. Fiecare dintre cei doi susține că a atins mingea. Încă o dată, centrarea și o indecizie a lui Buzbuchi. Da, i-a pus piciorul, încercă să atace mingea, dar senzația este că jucătorul Farului Constanța s-a lovit de piciorul lui Oroian. Cătălin Popa, vă reamintim, este arbitrul din camera VAR. Da, rămâne 0-0, Sepsi Farul, gol anulat. Deci a dat faultul în atac. Da, în fine, mergem pe mâna brigăzii de arbitri. Rămâne totuși o ciudățenie. Poate va fi elucidată în studioul emisiunii. Da, Hamudeu a vrut să joace mingea. Asta e o certitudine. Nu mi s-a părut însă un fault al lui Oroian. Dar nici nu mai contează. Minutul 42, deocamdată 0-0. Șepșin Sfântul Gheorghe versus Farul Constanța. Dumitrescu ține mingea în interior. Pavol Șafranco de unul singur își prelungește însă prea mult mingea. Slovacul s-a agitat, puține lucruri au ieșit. Doar acea fază ce putea fi memorabilă după ce îl eliminase ușor pe Ionuț Larie. Queiroz este busculat de Nicolae Păun. Un atac întârziat al lui Păun. E adevărat, nu s-a dus cu piciorul întins, dar tot fault este. Larie. Niciun galben până acum, arătat de Panrichi Vulete.
pasa lui Gana, deși pleacă, dar mingea nu-l caută tot pe el în profunzime. Gramenico, Jucaru, îl pelină acolo pe Kerchkes, care și se din dispozitiv. Aici anticipează Ciobotariu și vine cu palunecarea Cristi Gana. Da, anticipa bine Denis Ciobotariu, însă pasa a fost foarte slabă pe care a trimis-o Ionuț Cojocaru. Iată-l și pe mai marele celor de la Șepși. Da, negru de spărare după acest gol anulat. Îi se citea iritarea pe față patronului de la Sepsi Sfântul Gheorghe. Ștefănescu, o trecere, se oprește. Chivulete nu a considerat că a fost faul. Dă nuleasă vertical pentru Luis Munteanu. Și acum Cojocaru, Cojocaru are prea mulți adversari în față. Șutul lui Munteanu, gol! Luis Munteanu reușește să o aducă pe farul în avantaj cu o execuție perfectă. Este golul 8 din acest sezon pentru noarul oaspeților. Da, asta înseamnă să ai clasă de atacant. Nici măcar nu s-a uitat la poartă. Aceasta e senzația pe care ne-a oferit-o Luis Munteanu. Un șut din scurt, o lovitură destul de înghesuită, dar o diagonală perfectă, surprinzându-l pe Roland Nițui. Iată, totul pleacă de la Luis Munteanu, minge pe care până la urmă o reprimește de la Cojocaru și din marginea căciulii, cred că erau 20-22 de metri, șutează perfect aproape de rădăcina barei. Ce lovitură, într-adevăr, ce tehnică de lovire a mingii. Da, asta e șutul perfect, a avut și intensitatea potrivită și direcția necesar pentru a înscrie. Frustrare și mai mare acum în tabăra covoznenilor. Au jucat bine, uneori foarte bine, au deschis scorul, reușită panulată. Ștefănescu vede cartonașul galben, probabil pentru proteste. Da, la iar Cojocaru și mai trece în cont un assist, deși e adevărat, e un gol de autor, dar are meritul lui pentru că a ținut de acea minge, având mai mulți adversari în față, Dumitrescu și pătrunderea lui în care, centrare, Buzbuki, Șafranco, gol! Imediat înscrie Sepsi, restabilește egalitatea, chiar a fost o repriză foarte bună. Da, cu un final, hai să-i spunem apoteotic, să nu ne ferim de cuvinte. După Chelsea-Man United. Exact, după super lovitura lui Luis Munteanu, e greu pentru un portar să reacționeze, pentru că Munteanu a trimis din prima, plasat aproape de rădăcina barei, dar farul n-a apucat să guste din bucuria golului marcat decât vreo 30-40 de secunde, cred. Galben și pentru un pom din staful lui Sepsi. Ce cursă bună a făcut Dumitrescu, pasa lui Varga, întoarce în mijlocul careului. A fost o execuție a lui Ștefănescu, parada lui Buzbuki, dar nu-l ajută cu echipierii pe portarul farului. Da, deși avea numai fundaș central acolo în fața lui. Popescu, depășit de această dată de Andres Dumitrescu. Și Afraco nu lovește în plin mingea, dar dă tare, pune suflet, să nu zic că dă cu ură, reușește să egaleze situația pe tabela de marcaj. Cei doi noari marchează, Munteanu și Șafranco, deși omul lui Sepsi are 18 pe spate, tot el cade în marginea careului după un contact cu Dănuleasa. Am senzația că a lăsat piciorul, s-a pus piciorul pe direcția de alergare adversarului Dănuleasa, că ne vom edifica pe reluări. Da, cinci a reușită stagională și pentru Pavol Șafranco, 8 goluri, cum spunea și Andrei, pentru Luis Munteanu, bună diagonală a Luis Munteanu, în duel cu Andres Dumitrescu, faultează până la urmă, după ce nu ieșise dribblingul. 3 minute suplimentare s-au arătat de la margine, primul s-a scurs. Mi-a plăcut și felul în care a evoluat Dumitrescu, activ, ofensiv, multă vitalitate. Trage de ticău pe adversarul său, vrea să-l depășească spectaculos apoi. Luis Munteanu, 3 minute arătate de la margine, dă din cap a nemulțumire Gică Hagi, n-a reușit să țină de avantaj formația sa. Întâlpește Ștefănescu, până acum cu ocazii, dar și cu un cartonaș galben. Da, destul de temperamental și el, joacă rolul unui capitan care de fiecare dată are câte ceva de reproșat arbitrului de centru. Nu e la primul galben, Ștefănescu. E adevărat, multe astfel de cartonașe pe care le-a încasat, cred că e al 9-lea sau al 10-lea în actuala stagiune. Primește Vorga, l-așteaptă pe Dumitrescu. Centrare dintr-o bucată, Dănuleasă întinde piciorul, Ciobotariu a trebuit să scoată din nou mingea, lateral o face Dumitrescu, Varga
bun, bun, spune încă o dată acest flanc stâng al lui Sepsi. Se închide însă culoarul, Dumitrescu nevoit să-i întoarcă lui Branislav Ninai. 12 goluri și 10 galbene pentru Maru Ștefănescu în actuala ediție de campionat. Oricum, cele mai multe reușite într-o stagiune pentru internaționalul român. Trebuie să-l convingă și pe Eduard Iordănescu. Mai sunt două meciuri amicale și mai apoi România va participa la Euro, la turneul final Euro 2024. Final de prima repriză. 1-1 între Sepsi și Farul. Aveți în continuare Digi Sport Special. Vă așteaptă Dan Filotti alături de invitații săi. Prima repriză salvată de un final încins. În primul rând, un gol anulat celor de la Sepsi. O să încercăm și în pauză și la final să ne lămurim de ce, pentru că la o primă vedere nu prea am înțeles. După care, două goluri la foc automat, ca să zic așa, unul după altul. Întâi a deschis Farul scorul, după care cei de la Sepsi au egalat pe final de repriză. Astfel că suntem convinși că ne așteaptă o parte secundă foarte, foarte încinsă, foarte intensă. Până atunci însă, în câteva momente, concluziile primei părți aici în studioul Digi Sport Special. Superliga vă este oferită de Superbet. Cu știința, Betano, jocul începe acum. Ei fac minuni pe teren, tu faci profit acasă. Pregătește-te pentru marile competiții din țară și Europa și pune pariu pe Super Avancronica. În direct la Digi Sport. Asemenea reușite merită să le vezi din nou și din nou. Ce minunăție! Și nu! Sărbătorim cele mai spectaculoase goluri din Europa la emisiunea Digi Gol. Duminică, în direct la Digi Sport. Au șocat Spania, dar acum cer recunoaștere. Cu trofeul la mijloc, Athletic Bilbao se bate cu Mallorca. Finala Cupei Regelui. Sâmbătă, de la 11 seara, în direct la Digi Sport. Mișcările rapide pe două roți sunt anticipate și analizate de Florin Ion și Vlad Haralambie. Ține ritmul curselor MotoGP cu grila de start. Francesco Bagnaia începe sezonul la fel ca în 2023. E un sezon cu reacții mai rapide, în care încercăm să ne autodepășim. Numai la Digi Sport. Betano,
Jocul începe acum. Cu linia de finish tot mai aproape, Bayern alergă după Leverkusen. Gol marcat de Harry Kane. Bayer Leverkusen întoarce soarta meciului în 2 minute. Iar Borussia crește viteza pentru Europa. 2-0 Borussia Dortmund. Sâmbătă ai fotbal de calitate germană în direct la Digi Sport. E o plăcere. O onoare. Bellingham, gol! Final nebun cu două goluri în interval de două minute. Mai întâi Luis Munteanu a deschis scorul, după care aproape imediat Șafranco a egalat 1-1. A mai fost și golul acela anulat. Spuneam că o să vedem și faza, să încercăm să ne lămurim de ce. Poate dacă nu ne lămurim la pauză, măcar la final. Mister? Da, per total un plus de posesie pentru Sev și o prezență mai bună în ultima treime adversă. O asociere foarte bună aici între Dumitrescu și Ștefănescu pe banda stângă. Echipa mai periculoasă. Clar că în momentul în care e în componență doi jucători care trec printr-o formă foarte bună, și Cojo Caru și Luis Munteanu, a făcut Cafaru să deschidă scorul, o execuție fantastică a lui Munteanu și confirmă practic forma asta extraordinară pe care o are copilul ăsta. Da, ne uităm la faza asta, de ce mai e nevoie de arbitru dacă așteptăm să vină decizia din camera VAR? Nu știu. Bine, oare a fost să confirme. În camera VAR e că... Eu nu-mi dau seama ce... Păi, Chivulete a dictat fault. A dictat fault. În atac și... Și a fost... În camera VAR e Cătălin Popa. E nu, cel mai bun arbitru la VAR. Când a dictat fault în atac, Chivulete? Păi la gol aici. La gol. La fața asta. Adică el nu s-a dus spre centrul terenului. Nu, și formă, pentru că a fost gol, a așteptat și decizia vorbim. Dar mie nu mi se pare fault aici, nu știu. Asta e altă discuție, probabil că nu avem noi toate elementele. Da. Mă rog, poate o să luăm o opinie și de la un arbitru la final. Eu am revăzut acum în finalul jocului ăsta, parcă am văzut meciul de aseară dintre Chelsea și United. Da, păstrăm proporțiile. Păstrăm proporțiile, corect. Unii în albastru, unii în roșu, da, se cam. Cu farul, prima repriză destul de modestă, însă mult mai activă șef și fără să pună mari probleme. Însă finalul a salvat așa spectacolul în primele 45 de minute. Asta era un moment psihologic foarte bun dacă farul rezista. Da, să gestioneze. Era înainte chiar de a intra la vestiar. A avut o reacție fantastică cei de la Sevilla. Și pe fondul ăsta de joc bun din prima repriză. Corect. De ce mă? Și pentru faptul că marcaser, probabil. Mi-a plăcut din nou Luis Munteanu. Cred că e un fotbalist. Da. Pentru execuție, că randamentului da, a fost. Pentru execuție, da. Că până la urmă un gol excelent. Marcat. Mi-a plăcut foarte mult Cojocaru la stânga, acolo unde joacă. Și mi-a plăcut și ce propune Hagi. Dănuleasa nu mai văzusem. Mi se pare că e un jucător care se anunță a fi foarte bun. Te uiți din continuare la faza asta? Nu, mi se pare că... Ia să mai vedem o dată. Da, dar nu atinge mingea. Jucătorul cine? Celor de la Sepsi. Păi cine dănea? Jucătorul nu, celor de la Sepsi. Se lovește de Gane și intră pe lângă Buzbuchi. Cred că Gane lovește mingea. Și mie se pare că mai degrabă Gane lovește, dar... Da, pe atunci îi dăm piciorul și nu, atunci... Nu, eu nu văd unde e contactul. Eu nu văd contactul cu... Mi se pare că pune piciorul nu, și mi se gheata, pare că... E gheata jucătorului de la Sepsi. La stâng, și piciorul stâng. Lovește mingea. Lovește mingea. Nu, dar eu nu văd contactul între jucători, indiferent cine lovește mingea. Eu repet, nu văd contactul, nu văd unde ar fi faultul. Oroian lovește mingea fără faza asta?
Nu, nu, da, Oran. Nu se lămâne că lovește Oroian, dar nu, nu văd contactul. Mie mi se pare că jucătorul lui Sepsio o lovește. Da, Oroian. Acum poate greșesc. Da, da. Nu, uite-te aici, aici se vede clar. Ia, se vede. Da, gheata da, albă. Da, aici, da, aici, da, aici, aici, corect, corect. Dar în continuare... Eu am impresia că Gana lovi mingea, dar acum în reluarea asta avem certitudinea că Oroian lovește mingea. Bun, da, poate asta e fază de... Pentru că, scuzați-mă, ce o variantă, dacă nu acum, de perspectivă pentru echipa națională, așa. Bun, ne întoarcem după ce vedem și a doua repriză, vom avea și reacții, mai comentăm noi la finalul meciului. Știința. Betano. Jocul începe acum. Suspans până în ultima cursă. Asta vrem și noi în noul an. MotoGP. We love you. Un nou sezon în direct la Digi Sport. Compania este campion mondial în 2023, primul pilot Ducati care își apără trofeul la clasa mare. În febra marilor evenimente, meciuri, calificări, finale, trofee. Stăm cu ochii pe eroii din Europa și analizăm împreună cele mai spectaculoase dueluri. În fiecare zi petrecută în compania campionilor, în fața fanilor, toți suntem egali. Aici, doar fotbalul are tratament special. History moment for Romania. Hai să dezbatem împreună cele mai importante știri din Superliga și competițiile zilei. Analizăm și sărbătorim sportul alături de specialiștii noștri. Ne cunoașteți, ne vedeți peste tot, știți că la noi fotbalul se joacă tare și după meci. Vocile rațiunii și pasiunii sunt aici pentru voi. Numai la emisiunile Digi Sport. Interul, stăpân peste imperiu. Dimaco! Cine îndrăznește să oprească liderul Italiei? Leo! 2-1! Vezi luptele eroice din Serie A. Spectacol în serie, în direct la Digi Sport. Cu linia de finish tot mai aproape, Bayern aleargă după Leverkusen. Gol marcat de Harry Kane. Bayer Leverkusen întoarce soarta meciului în 2 minute. Iar Borussia crește viteza pentru Europa. 2-0 Borussia Dortmund. Sâmbătă ai fotbal de calitate germană în direct la Digi Sport. Împreună cu știința, Betano, jocul începe acum. Cu știința,
Betano. Jocul începe acum. Asemenea reușite merită să le vezi din nou și din nou. Ce minunat e! Superliga vă este oferită de Superbet. Apel la Sfântul Gheorghe pentru repriza a doua a meciului dintre Sepsi și Farul. Rezultat de egalitate, 1-1. Sepsi a jucat foarte bine în primele 25-30 de minute. A și deschis scorul. Finalul de repriză a fost unul pe exploziv. A deschis scorul, o reușită anulată, însă pentru un fault în atac. A venit această realizare deosebită a lui Luis Munteanu, dar la faza imediat următoare, practic pe ce au pus mingea la centrul terenului, covoznenii au restabilit egalitatea prin Șafranco. A opta reușită în stagională pentru Luis Munteanu. Aici este momentul în care Andres Dumitrescu accelerează, Maru Ștefănescu apără, Buzbuchi respinge în fața lui Gustavo Maris, brazilianul nu poate interveni și până la urmă Pavel Șafranco șutează cu sete, izbutind să marcheze golul egalizator. O primă repriză bună, mută din nou Gică Hagi, Rivaldinho se încălzea încă din finalul primului act, Florin Ștefan ia locul lui Kecskes. De văzut în locul cui va intra și de Beliu în locul lui Ștefănescu. Interesante mutări de Beliuh, titular etapa precedentă. Aici s-a dat și urma de o problemă medicală în cazul lui Ștefănescu. Este cu jucarul care a avut câteva pase bune, a participat la faza golului. Întâlnit și pe vână, modificări ca la un meci de pregătire, ca la un meci din Antalya. Da, vână, o decizie absolut normală aici, locuindu-l pe armanul Narek Grigorian. A început cu el sezonul, apropo de cupele europene, Gică Hagi, după care mai mult pe bancă, a încercat să fie convingător Grigorian, dar n-are și mare lucru. Ce moment frumos, mai rar vezi o lovitură de start și mai apoi o alta în debutul părții secundare. Da. Se practică la Sfântul Gheorghe, de multe ori sunt aduși suporte pentru a da lovitura de start. Ceva aptitudine avea și o gleznă fină, pentru că repunerea de la centru a fost o pasă sărită. A fost un asemenea moment, într-adevăr, și la începutul partidei. Imediat se va rula jocul. Meci în Transilvania. Prima posesie este a Farului. Să vedem dacă poate repeta startul de meci Sepsi cu acel pressing ultra-agresiv. Obligată Farul să se apere în zona propriului careu. N-a avut mingea, n-a avut soluții. Repet, în primele 25-30 de minute trupa lui Gică Hagi, dar ușor a crescut în joc. Gruparea de la malul mării, o acțiune colectivă a lui Sepsi. Iată-l pe nou intratul de Beliu. Aruncare de la margine, însă pentru Constanțin. Hai să trecem în revistă încă o dată formulele, distribuțiile care sunt afișate în acest moment de cele două echipe. Numeroase schimbări, exact ca la un meci de pregătire, dar la pauză deja sunt trei oameni noi față de formula de start, de exemplu pentru Farul Constanța. Buzbuchi în poartă, Mihai Popescu, Ionuț Larie, Gabriel Dănuleasă, Gustavo Marins, să nu uităm Dusso accidentat, de lăsat locul brazilianului, Cristi Garea, Diogo Queiroz, capitanul Grameni, Ionuț Vână, Luis Munteanu și Rivaldinho. În partea cealaltă sunt Nițu Ioroian, Ninai, Ciobotariu, Florin Ștefan intrat în locul lui Kecskes, apoi Kevin Varga, Păun, Dumitrescu, Calacu, Șafranco și Debeliu, introdus în locul lui Ștefănescu. Prima repriză a avut practic trei fundași centrali Sepsi, pentru că au fost în teren și Ninai, și Kecskes și Ciobotariu. Iată, renunță la Kecskes tehnicianul german al lui Sepsi, intră Florin Ștefan. Ciobotariu fără fault se strigă acolo. Cearcă să-și coordoneze defensiva Ninai. Și este un fault în atac, un fault de cartonaș galben al lui Cristi Gane. Gane parcă nu și-a găsit
locul în teren în primele 45 de minute. A făcut acea preluare, apoi a pierdut mingea și a urmat faultul, intervenția asupra lui Oroian. Da, au fost momente și dueluri aspre și în prima repriză. Chivulete nu acordase decât un singur galben. Încearcă să țină linia defensivă ceva mai sus de poarta lui Buzbuchi, farul Constanța. Oroian, Păun, n-a pasat la timp. Oroian poate intra în careu, îl păcălește pe Șafranco. Accelerează, dar nu ajunge în zona în care mingea fusese trimisă Gabriel de Beliu. Aruncare bună a lui Buzbuchi, cu adresa pentru Cristi Ganea, dar balonul este recuperat de Păun. Încercat apoi Calacu să joace între linie farului, o aspeția un contraatac, balonul la decime pentru Munteanu, se opune Nino, a ajutat ulterior de Ciobotariu. Da, pasa trebuia trimisă la firul ierbii cât mai puternic. Evident, Nina e mai mereu lipit de Luis Munteanu și a Franco, un duelul pe care l-a tot purtat cu dânuleasă, doar repunere din tușă, o aruncare de la margine pentru cei de la Șepși. Inepuizabilul până în acest minut 49, Andres Dumitrescu. Post cu probleme, știm, la echipa națională, cel de fundaș stânga. Mancu a fost accidentat la ultima acțiune, este în continuare indisponibil. La mijul cu Irlanda de Nord a jucat Mane acolo și nu a dat un randament foarte bun, pe care l-am văzut pe Opruț la meciul cu Columbia, jucătorul Sibiului. Da, un debut dificil pentru el. Șafranco din nou într-un număr de virtuozitate, pentru că a trecut cu ușurință de dânuleasa. E corner, mingea pleacă pe 6 metri. Ocazie bună, bună de poartă pentru Șepși. Se cere repunere din tușă pentru echipa covozneană. Nina e foarte supărat pe decizia arbitrului de centru, Andrei Chivulete. Preluare pe piept al lui Vână, nu avea adversar lângă el, dar pentru că este deposedat, a fost o intervenție a lui Varga Cheiros, minge prea lungă pentru Munteanu. A intervenit Florin Ștefan de Beliu. Na, evoluează cu doi pivoți, practic, Sepsi cu Debelec și cu Șafranco. Nu normal, ar trebui să dezvolte multe acțiuni în bench, să vină cu centrări echipa lui Ben Storck. Da, nu are un fotbalist cu calitățile lui Marius Ștefănescu, iute, tehnic, în schimb va fi destul de dificil cu cei doi oameni fix și acolo, amândoi cu gabarit, Șafranco și Debeliu. Totul depinde însă de baloanele pe care cei doi le vor primi. E fault aici asupra lui Cristi Ganea și se aude și flerul lui Chivulete Junior. Asta raportându-ne la părintele său, pentru că Andrei Chivulete are tot un băiat. E urâtă intrarea lui Calacu asupra lui Cristi Ganea. A, totuși fără un playmaker, Sepsi, în absența lui Matei. Uneori Calacu încearcă să interpreteze acest rol, să joace vertical, să trimită pase filtrante, dar Matei are totuși o altă viziune asupra jocului. Însă și Calacu a demonstrat că e un bun pasator, un bun șutor. Vezi cu minge lungă din apărare Covozneni, revine rapid în posesie farul. Reamintim rapid CFR Cluj, derby feroviar mâine seară, Digi Sport 1, 20:30, iar duminică este confruntarea, derby-ul primelor două clasate de pe arena națională, FCSB versus Universitatea Craiova, da, 20:30 de minute din prima. Munteanu, Vână, Grameni, minge este posesia lui Cheiros, o pasă excelentă, Munteanu s-a cerut offside, Munteanu nu-l trage de viere. Balonul se scurge în afara terenului, foarte nervos Ninai, pentru că solicita intervenția arbitrului pe asistent. La cât de nemulțumit e Munteanu, se pare că n-a fost offside. Da, cumva frustrarea lui era anulată. Ce offside? Da, Luis Munteanu, cel care a marcat dubla prin care farul Constanța s-a impus în Giulești 2-1 cu Rapid, se simte mult mai bine în deplasare. Dar n-am văzut dacă fanul a fost ridicat.
Ar fi trebuit să se dea corner, e clar. Poate Chivulete și-a dat seama din prima și a trecut peste semnalizarea asistentului. Chiar nu contează, o decizie corectă până la urmă. Nițoi vine cu degajarea. Farul Constanța, într-adevăr, stă mai sus cu linia defensivă. Dănuleasă s-a înălțat mai devreme și a reușit să respingă. Superb, o pasă cu călcâiul. Zona este extrem de aglomerată. Dănuleasă se descurcă, dar repunerea din margine le va aparține tot fotbaliștilor covăzneni. Bun jocul lui Șafranco. Multe, multe dueluri pe care le-a câștigat atacantul slovac. Tot pentru el această minge. Atent, Dănuleasă. Mi se pare un fundaș cu potențial. Chiar poate să crească dacă va juca în mod constant. Calacu prin Scantro Menghino acolo. A căzut și Avranco. Reclama un fault. A prins doar o repunere de la margine pentru echipa gazdă. Efectuată de Dumitrescu. Aruncare cu pământul pentru Șafranco. Centrarea lui Varga și mingea cade în careu. Fără să fie totuși un mare pericol pentru buturile lui Buzbuchi. Multe, multe centrări în acest meci venite din zonele laterale pentru Șepși. Buzbuchi îl așteaptă pe larie, nu se întâmplă mare lucru, din nou nu coboară niciun mijlocaș, dar probabil că aceasta este strategia pe care a fixat-o Gică Hagi înainte de startul întâlnirii. Acele contre, de fiecare dată la finalizare apare Luis Munteanu, jucătorul cu calități extraordinare. Rivaldino, de exemplu, n-a ieșit mai deloc în evidență în acest debut de act secund. Iată acum o minge pentru Rivaldino! Offside. Dar oricum nu reușise să marcheze fiul mare lui Rivaldo. Da, e greu să-ți ajungi părintele. Asta apropo și de Ianis, dar minte să-l depășești, offside-ul evident. Bine, în aceste situații, dacă ei ar fi ajuns la cât jumătate din potențial, s-ar fi apropiat, ca să fim diplomați. Nivelul părinților erau departe, pentru că au fost totuși fotbaliști genial și Rivaldo și Gică Hagi. Ce frumos se dezvoltă acest atac, numai că pasa este greșită, pe un neglijent. Oroian rămâne și el sus de Beliuc, pe urmele lui Larie, care scoate în fine în zona centrală. Parcă mai mult, mai curajos Ionuț Vână de la apariția sa pe teren. Luis Munteanu vine cu pasa, se poate dezvolta frumos, 4 contra 3. Denis Ciubotaru accelerează, Rivaldinho stă prea mult pe gânduri până când livrează balonul. Intervenția lui Florin Ștefan și corner, cred că primul pentru Farul Constanța în acest minut 55. Popescu a venit cu această centrare, dar într-adevăr mai repede ar fi trebuit să dea drumul la balon Rivaldinho, să orienteze mai iute. Primul corner pentru Farul, iată, în minutul 56 și îl va executa autorul primului gol, Luis Munteanu. Da, atenție, Gustavo Marins, Dănuleasă, Ionuț Larie sunt foarte buni la fazele fixe. Deocamdată mingea întoarsă pentru Luis Munteanu de Rivaldinho. Se complică însă Luis Munteanu și Șepși poate pleca pe contraatac. S-ar putea să vedem un galben imediat după finalul acestei acțiuni. Balonul nu poate fi scos. Ciobotariu ieșise din defensivă cu mingea la picior. N-a fost nici măcar foul de acolo la intervenția asupra lui. S-a văzut totuși că nu preobișnuit cu asemenea situații de nici Ciobotariu. Gustavo Marins pentru Ionuț Larie, pasă la firul ierbii, încearcă din deviere Luis Munteanu. Ciobotariu trimite acasă. Etapa viitoare, Sepsi va juca în deplasare cu Rapid. Farul pe terenul Universității Craiova. Da, a fost dinamitată lupta pentru Europa, lupta din play-off, după ce am văzut tabloul semifinalelor în Cupa României, pentru că nu există nicio echipă din play-off acolo. În condițiile în care una dintre Oțelul, Corvinul și Cluj va lua cupa, locul 3 în play-off va avea nevoie de baraj cel mai probabil. Nu mai există
un scenariu, să vedem această centrare, așezare cu pieptul elegant al lui Larie. Dacă Cluj ar lua cupa aeroțelul, ar termina sub locul 10, atunci jocul 3 din play-off merge direct în preliminarele Conference League. Sunt, evident, multe, multe socoteli, dar e o miză foarte, foarte importantă această bătălie pentru locul al treilea. Da, oricum, semifinalele cupei se vor juca repede. Bună centrare și este gol pentru Șepși. Andres Dumitrescu punctează în minutul 58. La fel ca la prima reușită a lui Șafranco, Buzbuchi are reacție, scoate mingea în fața porții, trădat însă de coechipier, nu mai poate interveni și Șepși este în avantaj. L-au dat în prima repriză pe Dumitrescu pentru activitatea lui, pentru că a fost tot timpul în meci, acum apare oportun acolo în fața porții și Sepsi răstoarnă rezultatul. Vedem faza cu centrarea bună a lui Ciobotariu. A fost o reluare cu capul a lui Șafranco. Popescu, oricum, gol la tehnologii nu avem. Șafranco, da, o reluare cu umărul. Mai mult l-a lovit mingea, a vrut să ferească. Exact. Bun, poziția lui Dumitrescu. Da, prima dată se analizează dacă mingea a trecuse acum de linia porții, ceea ce nu cred. Și probabil un posibil offside după mai multe reluări în momentul în care plecase centrarea. Oricum, Dumitrescu înscrisese ultima oară pentru Șepși în aprilie anul trecut într-o partidă pe care covăznenii o pierduseră în Gruia 1-2 cu CFR Cluj. Foarte supărat protestează patronul lui Șepși. Da, dacă e offside n-are ce să mai spună. La primul gol anulat, decizia. Atenție aici, curioasă. E faza primului gol. Se oprește Ștefănescu, cere fault, faza continuă și iese golul farului. S-a oprit ușor, apoi el a protestat și ne-a mintit că a luat cartonașul galben. Da, și a fost schimbat la pauză. Da. Aici cu jucarul întoarcerii lui Luis Munteanu, super lovitura și nouarului. Dar susține că fusese tras de tricou. Încă o dublă schimbare pe care o semnează Bernstorck. Vorba. Cu Alimi. Și o teliță, în mod normal, în locul lui Oroian. Da. O teliță care știm bine, a avut un început de sezon formidabil, venit din Liga Secundă de la Gloria Buzău. Și jucând pe două poziții, și fundaș dreapta și fundaș stânga. Gânditor Hagi. E o fază strânsă, durează. Se trag liniile. Să sperăm că se trag corect. Nu, să sperăm că se da corect. Știi cum e, ca atunci când te scotea profesorul de matematică la tablă, nu toți reușeau să creeze desenul. Unghiul nu te-a ajutat atâta vreme cât nu e trasă diagonala pe linia de tușă, diagonala perpendiculară pe linia de tușă. Uite, aici te poate păcăli pe imaginea. Avusese o intervenție foarte bună Buzbuchi, o minge grea cu pământul din apropiere, doar că acolo era jucătorul lui Șepși Dumitrescu. Da, și la golul lui Șafranco, ne amintim, depășită apărarea farului. Foarte, foarte multe centrări de calitate în acest meci pe care le-au reușit jucătorii lui Șepși. Depășită apărarea farului după o intervenție și atunci a lui Buzbuchi. Nu l-au protejat suficient coechipierii fundașii. De ce durează atât, pare să spună da, finanțatorul gazdelor? Bă, reacții, hai să zicem, normale, de suporter, nu de conducător, în condițiile în care nu are niciun televizor la îndemână să vadă măcar relorile. Nu, cred că e, acolo e. Mai intră, mai iese, nu? Da, există loja acolo. Așteaptă cu frigurare decizia și conducerea farului.
Da, astea sunt gesturi pentru suporteri. Da, de regulă un tip natural, sincer. E adevărat, dar nu i-am văzut nici pe Gică Popescu, nici pe Ciprian Marica gesticulând, de exemplu, în loja de unde urmăresc acest meci. Da, speranțe și de o parte și de alta. Aștept și că golul va fi validat și se va afla în avantaj și Faro Constanța că poate va scăpa. Ce strălucitor este ecusonul FIFA pe care îl poartă Andrei Chivulete. Cred că recordul de așteptare este de 10 minute. O decizie VAR, îmi aminte un meci între CS Mioveni și FC Argeș. Ia să vedem. Că nu este cazul. Offside. Rămâne fără gol marcat Andres Dumitrescu. Da, au analizat prima dată lovitura cu acea minge scoasă de pe linia porții de către Alexandru Buzbuchi și mai apoi poziția de offside. Repet, poate vor apărea la un moment dat liniile, dar atâta vreme cât nu primim confirmări, certitudini din partea brigăzii de arbitri, evident că toate comentariile sunt corecte, indiferent de ce natură. Da, pentru că au mai fost linii trase printre picioarele unui jucător inversate, linia albastră cu linia roșie, ceea ce este o greșeală colosală. Iese dănuleasă, bun, pe acea reluare pe care am avut-o, părea să fie în afara jocului. Nu ne putem da cu părerea în condițiile în care n-aveam unghiul. Normal trebuie să spun doar că părea să fie offside la Dumitrescu, dar putea să fim categorici, desigur. De multe ori au tras și linii frânte. Da, 1-1, două goluri pe tabela de marcaj, două goluri anulate, ambele pentru cei de la Șef și Denis Ciubotariu, impetuos și la această fază, care arată bine mingea, însă nu se duce în zona laterală stângă, unde a apărut același Andres Dumitrescu. Jadar Sârbu este cel care a intrat pe teren în locul lui Dănuleasă. Dănuleasă fundaș central, Sârbu fundaș lateral, fundaș dreapta. Am tot schimbat pozițiile jucătorilor în teren Gică Hagi. Dar obișnuiesc să facă acest lucru ca în fiecare partidă, să schimbe sistemul. Să facă fel de fel de permutări pentru a ridica cumva nivelul formației sale în funcție de realitatea din teren. Da, Șepci pleacă din nou la atac și construiește. Bună pasa din prima, Calacu, însă nu accelerează, anticipează însă bine Gustavo Marins. Esențial a fost în această seară jocul lui Buzbuchi. Grameni reprimește de la Rivaldinho, capitanul Constanțenilor, tot pentru brazilian. Ușor, ușor, în progresie, Farul Constanța. Ia defensiv aproape de mijlocul terenului, Larie pentru Vână. Și o posesie pierdută foarte ușor de Constanțen la acest serviciu pe care Vână l-a încercat pentru Gustavo Marins. No, Lari, Gustavo Marins și Popescu sunt fundași centrali. Sârbu joacă în dreapta, în stânga este Cristi Ganea. Pasa lui Palimi pentru Dumitrescu, urcă la timp, Florin Ștefan centrează în blocajul lui Sârbu, mingea îi revine lui Ștefan, dar din nou Sârbu a blocat. Îi funda stânga acolo Dumitrescu și Florin Ștefan. Da, Limi vine cu o pasă bună, Popescu nu poate închide, se continuă atacul pe recuperare. Grameni foarte bine sesizează intenția adversarului, Luis Mudeanu întoarce pe un atent. Și din nou Șef și rămâne în posesie. Greșește și Andres Dumitrescu. Vână. Vână pentru Munteanu. Sârbu. Mihai Popescu. În spatele său era Ionuț Larie. Abia acum mingea ajunge la fundașul central. Gustavo Marii se retrăsese bine pentru a-i oferi o soluție colegului său. Greșește însă aici Luis Munteanu nu-i poate trimite mingea lui Rivaldinho. Da, frumos, frumos meci.
posesie evident mult mai bună pentru Șepși, mai mai multe ocazii, farul Constanța însă e cea care a deschis scorul. Să nu uităm ce final de primă repriză am avut, cu două goluri marcate în decursul unui minut. Calacu acum încearcă de unul singur, dar este depusă, da, de Popescu. Minge ajunge totuși la șafra, cu cel care era în linia a doua. Calacu spunea că dă bine la poartă, o neînțelegere, pentru că Alimi nu a urmărit. Alimi cu și el cu câteva realizări, câteva meciuri foarte bune în acest sezon, pe unde Belu, intrarea lui Chieros era aproape de fază. Chivulete nu a intervenit, Rivaldinio încearcă să-l pună în cursă pe Luis Munteanu, se apără acolo Ninai, îl ia în brațe Ninai, l-a centurat pe adversarul său care solicita o lovitură liberă. Da, dacă erau pe saltea, probabil urma un tur de șold, ca în luptele libere sau greco-romane. Oricum, Chivulet a lăsat jocul să continue. Balonul le aparține din nou marinarilor. Cristi Ganea, minutul 68, fără nicio ocazie de gol în această parte secundă, echipa lui Cică Hagi, în condiția în care nici de Beliuh n-a adus vreo spor de periculositate pentru poarta lui Buzbuki. Gustavo Marins e faultul brazilianului, fluier într-adevăr Andrei Chivulet. Că tot aminteam de Beliuh. Iată-l pe Maru Ștefănescu. Interesantă totuși această decizie a lui Ștor de a-l scoate la pauză. Repet, s-ar putea să fie vorba de o problemă medicală. Da, nu cred. Mai s-ar putea să fie sesizat și nervozitatea. Luase un galben aproape inutil. A protestat acolo la faza golului farului. Am văzut reluarea. El a susținut că a fost faultat. O, și perioada cumva tulbure pentru el. Să ne amintim și toate acele discuții, acuzele din partea Rapidului. A susținut atunci o conferință de presă. Da, e important să treacă peste toate întâmplările, mai puțin faste în ceea ce îl privește, în condițiile în care farul dezvoltă excelent acțiunea. Luis Munteanu poate șuta, o face pe lângă poartă. S-a auzit un oftat din tribunele arenei Șepși, aproape de a doua lovitură în această seară, Luis Munteanu. Ce pasă bună a dat Vână, îl găsește pe Luis Munteanu, care caută colțul lung, caută crosul. Da. Luarea e un pic în lateral, nu-i perfectă, chiar și așa vorbim de ocazie foarte mare. Da, n-ar putea fi acuzat aici de altruism, dar putea totuși, dacă scotea mingea în fața porții, era Rivaldinio. În fine, era pe piciorul drept, o fază super convenabilă, preluarea fusese una foarte, foarte bună, diagonala îl țintuise pe Roland Nițui. Doar ce spuneam, că farul nu semnase în această parte secundă nicio ocazie de gol, iată-o pe cea mai mare. Sârbu. Mingea este pierdută, încearcă să revină lateralul drept al farului, dar va arunca de la margine Dumitrescu. O face pentru Florin Ștefan. Nu a centrat, până la urmă Calacu cu capul Vână. O repriză secundă mult mai echilibrată față de ceea ce am văzut în primele 45 de minute. De Beliu trage! Oh, ce șut bun al croatului, care vrea corner. Ce am avut senzația că mingea a fost respinsă de Buzbuki. Bine, bine de tot a pleznit această minge Gabriel de Beliu. Iată greșeala celor de la farul, minge recuperată, sunt 20 ceva de metri cu pământul pe un jurul lui Buzbuki. De aici ar trebui să ne lămurim. E corner. Mă atinge, așa ar fi normal. E corner, nu ar fi normal, asta a făcut-o Buzbuki. N-a fost corner. N-a dat corner. Gabriel de Beliu a început foarte greu aventura la Sepsi, la un moment dat chiar era criticat de patronul clubului. Dar a început să înscrie în 2024, are 4 goluri. Un jucător în formă, a avut 3 meciuri la rând cu gol marcat, cu Botoșan, Petrolul, cu FCSB, marcase pe aceste meci cu Universitatea Craiova în februarie. Lansare acum. Mingea este ajunsă, dar centrarea nu are calitate. Se descurcase însă destul de bine, în condițiile în care încearcă să țină de minge și obține până la urmă posesia pe această fază. Bună și intervenția. Rămâne în atac Șepși. Denis Ciobotariu, cât de avansat a jucat Denis Ciobotariu în această seară.
El aruncă. Primește de la Limi, cel care a dat 4 goluri în acest sezon. Ciobotariu, centrare bună din nou de Beliu pe lângă poartă. Acesta ar putea fi sezonul tău. Cu tine, Superliga e super! E fault. No. Nu face semn Chivulete la acel duel dintre Păun și Muntean. E galben pentru protest, în schimb. Nu, sau nu, pentru Păun. Nu, asistentul da. E semnalizat. Da, greșise sau nu văzuse, în fine, Chivulete merge pe mâna asistentului său. Din camera VAR nu aveau voie să-i transmită, deși există un cod din ce am înțeles. Sunt anumite faze, dar să vedem momentul. Sunt anumite faze de roșu sau de galben și din camera VAR se spune nu e roșu și atunci automat îi dai galben. Îi dai. Da, iar la faza golului marcat de Luis Munteanu, atunci când a luat galbenul Marius Ștefănescu, pe reluare, atunci când s-a luat decizia după ce s-au uitat cei din camera VAR, n-am avut fața plecată de la mijloc, pentru că Marius Ștefănescu ceruse, e adevărat, un faul care nu fusese, după părerea noastră. Chieiros îi lasă locul Ina Delcu. Să ne remarcăm încă o dată calitatea centrărilor. Ah, la câte picioare stă acolo? Da, mai degrabă pieptul, capul lui Andres Dumitrescu îl plasase într-o poziție neregulamentară. 74 minuturi, deocamdată 1-1 scor fixat în minutele 44, respectiv 45, Luis Munteanu pentru Farul, iar mai apoi Șafranco pentru Șepși, Rivaldinho, Grameni. Nici Grameni nu s-a aventurat foarte mult în cealaltă jumătate de teren, acum pasele merg bine, Luis Munteanu prins pe contrepie, super dribblingul Luis Munteanu, faultul lui Denis Ciobotariu, continuă atacul, Rivaldinho păcălit de Ionuț Vână și Denis Ciobotariu vede în mod normal galbenul. Da, se acumulează frustrare, dar ce element tehnic aici, ce artificiu, ce număr de virtuozitate a afișat Luis Munteanu. Arată foarte bine în această perioadă Luis Munteanu din punct de vedere fotbalistic. E clar că trebuie să se gândească și la el Edi Ordănescu. Ok, mai e până când va anunța lotul pe care România îl va deplasa la campionatul european, dar nu e ca și cum sunt o mulțime de soluții pe acea poziție. O centrare a lui Ceafranco, în care era doar De Beliuch. Intră în ultimul sfert de oră. Continuare Sepsi este o echipă cu atacuri destul de viguroase. Păun trimite mingea direct în afara terenului. Da, e aceea senzație pe care au jucătorii de pe banca de rezerve ca atunci când eram la școală cu un profesor exigent. Nici unul n-avea curaj să comenteze, chiar dacă era bun la materia respectivă. Andres Dumitrescu, Andrei Chivulete încearcă să rămână calm. Problemă pentru Șafranco. Păun cu Rivaldinho. Se cere schimbare. Probleme la claviculă. Da, oricum cel care a dat mingea a fost Rivaldinho. Să nu fie o dislocare de umăr. Stai să vedem dacă încearcă să-i fixeze. Da. Nu, s-ar putea să fie doar o contuzie puternică, e adevărat extrem de dureroasă și știm bine că clavicula te scoate mult din circuit, nici nu poți pune brațul în gips, dar nu e cazul. Dacă ești player, pariezi pe cine câștigă, nu pe cine ți-e drag. Rar pe plângi cu bani în buzunar. Dacă tot pierdem, măcar să câștigăm! Se pregătește să îl introducă și pe Aganovici, Berștorc, iată-l acolo la marginea terenului, pe un în suferință.
În timp ce a puțin acea finală, îi facem pe un zec, de exemplu, Mohamed Salah, când a dat cu el de pământ Sergio Ramos. Iar vorbele lui au fost clare, mamă ce mă doare. Exact acesta a fost mesajul. Și n-are rost să se complice, evident, Nicolae Păun. Aganović pentru ultimul sfert de oră, poate pentru ultimele 20 de minute. Cu siguranță, un supliment consistent, să nu uităm cât am stat după decizia VAR la golul anulat lui Andres Dumitrescu. Cred că ne ducem spre 10 minute. Și încă nu e totul. Aganović, fost jucător al Farului, mă rog, la vremea respectivă era viitorul. A fost o intercepție, chiar a nou intratului Aganović Dumitrescu. Mai mulți colegi se duc spre careu. Aganović, centrare cu stângul. Dar minge este respinsă de Popescu. Vână demarcat în centru Rivaldinho. Foarte șters de când a intrat pe teren șeptarul brazilian. Da, vână mult mai bună, însă cu multe baloane pe care a știut să le gestioneze foarte, foarte bine. Cristi Ganea poate accelera. Ganea încearcă și el, pasa în adâncime. Rivaldinho pentru același vână. Da, acesta este triunghiul ce poate fi închis. Ganea în centru, vână, așteptând Luis Munteanu. Foarte bine anticipat, însă Florin Ștefan prinde Nițui. N-a fost rea tentativa lui Vână. Are numărul 8 pe spate, nu că să spunem un Inter, dar de multe ori are așa veleități de număr 10 și clar că, în general, asta își dorește de Real Gică Hagi, să fie acel jucător de ultimă pasă. Trebuie să-și asume responsabilități. Din acea poziție are deja și o experiență importantă în prima divizie a României, Ionuț Vână. Și asta a încercat acum, să joace decisiv, să-i dea acea pasă lui Luis Munteanu. Oh, ce greșeală, aici intercepție, Luis Munteanu față în față cu Nițu, îi trage bară! Uluitor! Mai întâi ce eroare a lui Florin Ștefan și apoi ce ratare a lui Luis Munteanu. Da, trebuie să-și revină repede, pentru că din astfel de poziții era interesant să-i vedem mina, figura și lui Ciprian Marica, doar a fost unul dintre atacanții mari ai României. E incredibilă greșeala lui Florin Ștefan, parcă i-a tras cineva gluga, căciula pe cap, iar Luis Munteanu ratează mai mult de atât, nu știu ce poți dori ca atacant. Și preluarea bună și... A venit iepurașul de Paște mai devreme la Luis Munteanu cu acest cadou, da, dar l-a respins. A scăpat oul. Dar ce ratare, ce ratare pentru Farul Constanța, să zicem, cea mai clară ocazie de gol la acestei partide, care continuă. Una de altfel foarte bună, cu un ritm susținut. Așteaptă Denis Ciobotariu, poate șuta, o face, prinde Buzbuchi. Nu e o minge atât de ușoară pentru Buzbuchi, deoarece balonul a prins pământul în fața golkeeperului de la Farul. Sau una peste alta, chiar un meci agreabil, cu o mulțime de faze. Altfel spus, o partidă demnă de play-off-ul Superligii. Da. Sperăm să avem spectacol, desigur, și mâine în Rapid CFR Cluj și duminică pe Arena Națională în FCSB. Universitatea Craiova, Palimi, îi transmite mingea lui Șafranco și de aici la Vaganović. Acum mult în tușă Șafranco, totuși își pierde din calități acolo. El e acel vârf de careu, nu știu dacă asta-i cer exact Bernstor cu asemenea dinamică sau pur și simplu simte el nevoia să facă asemenea demarcări pentru a disloca astfel defensiva Farului. N-are stare finanțatorul lui Sepsi, Laszlo Diosegui. Oricum e conștient că echipa lui a jucat foarte bine în această seară. Da, e o remiză care nu le ajută, e adevărat. Suntem abia în etapa a treia a play-off-ului și ar face 26 de puncte dacă par marca, așa însă va rămâne în spatele celor de la Farul Constanța. Da, de așteptat însă și finalul disputei. Excelent, Ionuț Vână nu poate ajunge la o minge recuperată de Florin Ștefan. Dă pasa imediat Andres Dumitrescu, asigură zona de unde poate centra. O face acum cu capul Buzbuchi, senzațional Buzbuchi. Ca un magnet la această minge pe care o prinde, iar de Beliuh irosește o ocazie la fel de mare, cred, precum cea de mai devreme semnată de Luis Munteanu. A sărit bine și abia șters mingea. Inexistent marcajul, totuși, într-o asemenea fază, un adversar precum de Beliu, n-ai cum să-l lași acolo, să facă ce vrea, să-i dea ta spațiu. Nedelcu. Înapoi pentru Ionuț Larie. Și Grameni s-a văzut foarte puțin în această partidă. N-a reușit să
dicteze ritmul la mijlocul terenului, pasă pentru Rivaldinho. Era într-o situație destul de delicată. Florin Ștefan se afla între Rivaldinho și Luis Munteanu. Două echipe care, evident, joacă la victorie în acest final de meci. În urmă, e logic, pe cine ar ajuta pe egalul? De ce să cauți un punct? Da, evident, fiecare își dorește să dea lovitura decisivă. Nina e pentru Denis Ciobotariu. Potelița avansat acolo încă de la introducerea sa pe teren. Mingea pleacă de la Calacu, tot în flancul stânga Ganovici, cu câteva greșeli de la apariția pe teren. Nu e cea mai bună pasă pentru Andes Dumitrescu, însă acesta se descurcă și scoate cornerul. Da, Ganovici dă senzația că nu și-a potrivit încă pașii. Nu izbutește toate conexiunile cu colegii săi. L-a chinuit pe Andres Dumitrescu. Dar, repet, eu aș vedea altfel jocul. Am pretenția că sunt vreun antrenor, dar cu Șafranco și cu Debeliu să le cer să rămână tot timpul în interiorul careului, iar colegii să le aducă mingi, să vină cu centrări. Ales că au fost centrări bune din dreapta de la Ciobotariu în acest meci. Dumitrescu a venit și el, Ștefan poate să dea centrări precise. Acum erau acolo la această ratare a lui Debeliu, dar spuneam de multe ori Șafranco este în afara suprafeței de pedeapsă. 7-1 la cornere pentru Sepsi, se face acum 8-1 datorită veteranului croat Aganovici. Ninai lângă Debeliu, doi dintre uriașii lui Sepsi, și avea un croșel în care, evident, centrare cu efect pe bara a doua, nu ajunge la această minge Ninai. A stat lângă el Gustavo Marins. Urmăresc fazele oamenii din staff-ul lui Bernstorck. Mingea este recuperată de Alimi, care îl găsește pe Debeliu. Acesta scoate mingea la Calacu. Mai inițiază mai multe atacuri Sepsi. Parcă vrea să fie mai degrabă o echipă reactivă. Farul, iată-l aici în posesie pe vână Munteanu, da? Sunt spații în defensiva lui Sepsi. Munteanu ține fault de cartonaș galben. S-a agățat de el Florin Ștefan. Disperare a intervenit. Da, Luis Munteanu cu o clasă peste colegii săi, de fiecare dată foarte, foarte periculos, va rămâne însă cu amprenta acelei ratări uriașe. Florin Ștefan nu se împrietenise cu el, s-au încercat să se lege o relație de amiciție. Faulturi frustrante acestea când un adversar te ține așa tare de tot de tricou, dar sigur că e de preferat decât să fie un atac care să-ți pericliteze integritatea fizică. Încearcă să-și coordoneze cu echipierii, urlă la ei de-a dreptul. Rolanițu e un zid din trei oameni, cu Dumitrescu, cu Aganovici și cu Șafranco. În minutul 85, un gol marcat acum poate fi decisiv. Grameni și Luis Munteanu lângă balon. Știi că de multe ori spunem că fotbalul e nedrept, cu două goluri anulate, șef, și poate pleca fără niciun punct de pe propriul stadion. Munteanu trimite slab în zid, mingea îi revine, controlul nu-l ajută, are apoi o intervenție cu talpa, să vedem cu oare. Nimic? Talpa ridicată. Da, e galben clar. Vorba ta, dacă nu cumva așteaptă să-i se sufle în bureche ceva din camera VAR. Norocul lui Otelis este că nu l-a prins cu piciorul pe pământ, nu s-a făcut acea purghie. Nici măcar galben. Are cu sau FIFA, își permite Andrei Chivulete. Da, jenantă decizia și să nu ne ferim de astfel de cuvinte. Atacul a fost clar, la jumătate de metru de la nivelul solului. O teliță inspirat că a sărit, altfel putea risca o accidentare urâtă. 86 minutul. Covosneni din nou la mijlocul terenului. Calacu cerea o minge pe care Denis Ciobotariu o trimite iarăși în flancul stâng. Florin Ștefan. Da,
dar faulturile când îl tragi de tricou pe un adversar din spate sunt atât de evidente încât niciun arbitru nu își permite luxul de a trece peste ele. În schimb, la astfel de intrări care pot duce la accidentări grave, iată, unii dintre ei trec peste momentele respective. Da, spuneam, acolo era de discutat cromatica. Exact. Grea-galben spre portocaliu. În fine, pe aplicația Digisport și pe site-ul digisport.ro puteți citi câte bilete s-au vândut până acum pentru marele meci FCSB Universitatea Craiova. Iată însă pe Debeliu, care trage în blocaj Șavra, încearcă la interior pentru Ganovici. Minge este recuperată de Dumitrescu. Volum mare, mare de joc a avut astăzi Dumitrescu. Și tot pe aplicații și pe site puteți citi cine este fotbalistul român din Kazakhstan care ar veni pe jos până în Germania pentru Euro 2024. Da, n-avem foarte mulți pe acolo, mă gândesc. Debeliu certat, i-a reproșat Toteliță și pe bună dreptate a încercat croatul să-i spună de ce luase decizia de mai devreme, una complet neinspirată. Contraatacul arată bine pentru Farul Constanța, super, Cristi Ganea și este Florin Ștefan înaintea lui Luis Munteanu, care nu înțelege pasa colegului său. Atât de lent a lovit mingea Cristi Ganea, încât părea epuizat după cursa sa. În schimb, gest frumos aici, camarada adevărat, Rivaldinho. Ce pas i-a dat vână, putea să opteze și pentru un șut. Și mai are și puternic, Ganea. Nici nu cred că era cazul, Cătălin, pentru că era ieșit nițul, îi putea să dea ușor pe lângă el, ca la tenis, un passing shot. E stângaci, dădea acolo un colț scurt, în fine, de multe ori mai ușor, sigur, din fața televizorului. Până la urmă, urmărim un meci din Superliga României. Am văzut greșeli și la case mai mari, e adevărat, și reușitele sunt altele, sau mult mai des întâlnite. Meciul altfel, superb. Mihai Popescu, Ninai nu se complică, din nou Mihai Popescu, adoară cu capul, ține de minge, nu reușește centrarea, Ninai puternic la rândul. Ți-au ce aminte că am mai avut o intervenție în propriu careu, prima repriză, o împingere, n-a fost penalti nici atunci. Se ajută mult de braț în suprafața de pedeapsă Ninai. Apropo de faultul de mai devreme, care a fost taxat doar ca fault și nu de cartonaș galben, bine că a fluierat chivuleta, pentru că altfel s-ar fi născut așa mișcări în lanț, apropo de deciziile de arbitraj din fotbalul nostru, raportându-ne la ultimele etape. Luis Munteanu încă o dată, Munteanu din prima și este rezolvarea lui Florin Ștefan. Offside. Ar fi fost offside. Cred că s-a ridicat Fanionul. Oricum, ratarea există sau intervenția bună a lui Florin Ștefan? Da, aici trebuie să mai lucreze Luis Munteanu. Sigur că e un atacant tânăr. Greu de spus de aici, la limit oricum. Au mai fost meciuri în care am văzut multe, multe ratări din partea lui. Sigur, am scris astăzi. Trebuie să-și perfecționeze finalizările, reluarea lui Popescu, intervenția lui Ninai. Oricum ar fi ajuns mingea în brațele lui Nițui și acea împingere a lui Ninai la Popescu. Are multe calități lui Munteanu, dar măcar și un punct nevralgic. Nu lovește mingea cu piciorul stâng. De fiecare dată nu se încumetă. Toate rezolvările sale la finalizare sunt numai cu dreptul. Uneori chiar și dreptul îi joacă feste, așa cum s-a întâmplat la acea bară laterală pe care a țintit-o în poziție singur cu portarul Roland Nițui. Pasă frumoasă pe care a dat-o Rivaldinho pentru Luis Munteanu, dar n-au reușit să continue faza oamenii lui Gică Hagi. E clar, Sepsi este echipa care riscă mai mult și ăsta de minute bune. Deci au tot apărut contraatacuri pentru Farul. Sepsi lasă spații în apărare, stă cu defensiva la centrul terenului. Face eforturi importante, clar, trupa lui Bernstor pentru a obține victoria. Mi s-a părut că a ieșit mingea acolo. Continuă totuși jocul. Pasă pe jos pentru Ciobotariu. Și acum o teliță. N-avea unde centrare, într-adevăr. S-a pus Gustavo Marins. Am intrat în prelungire doar 5 minute. Sper foarte... 5 minute? Foarte puține. Pe 5 cred că s-a stat doar la, nu știu, la gol, nu? Nu știu ce marcă au ceasurile celor și din camera VAR, dar arbitrul de rezervă. Vână, senzațional aici. E adevărat că nu se poate dezvolta contraatacul de unul singur. Luis Munteanu ține de minge, obține faultul. Jocul continuă. Grameni îi poate trimite lui Ionuț Vână, dar nu reușește să dea o pasă exactă. 5 minute.
Da. Zice că se grăbesc arbitrii, au tren. Te uflă râsul. Da, exact, ca vremurile de altă dată. Pleacă trenul, bine, vremurile de altă dată și Nașu mai trecea de timp un pic. Ducea trenul în prelungiri. Dar 5 minute, cred că nu le-a funcționat bine. Sau în fine, n-avem aceleași noțiuni ale timpului. Au fost și schimbările, e adevărat, de duble mutări de fiecare dată. S-a mai accidentat pe un, a fost acea înlocuire. În fine, haideți să ne bucurăm de aceste ultime minute care au mai rămas, pentru că a fost realmente o partidă savuroasă. Da, din offside plecase Luis Munteanu, o susține arbitrul asistent, o încrucișare care dăduse rezultate. Bine de tot a intrat Vână în meci, să vedem dacă va fi răsplătit cu o titularizare. Iată acea ruletă pe care a reușit-o Ionuț Vână. A fost foarte inspirat. A fost într-o dispoziție de joc remarcabilă. Așa trebuie să intre un fotbalist de pe bancă, un jucător ofensiv, cu realizări, cu implicare, cu personalitate, să nu se ascundă de joc. Probleme pentru da, s-ar putea să fi fost lovit de vreo minge care a aterizat în tribună. Ciprian Marica, un gest superb, până la urmă e și el părinte. Agarovici, croatul, un corner de această dată de pe partea dreaptă. Al treilea minut suplimentar, ce înghesuială în interiorul suprafeței de pe deapsă a farului Constanța. Agarovici pe prima bară, balon scos de Grameni din prima calacu. Reușește și Gustavo Marins. Dumitrescu trimite cu capul, dar într-o zonă în care este doar sârbu. Acesta protejează, lasă mingea să se ducă în afara terenului. Aproximativ 2 minute până la finalul partidei. Munteanu încearcă în profunzime pentru Rivaldinho, dar închide culoarul Ninai și are posibilitatea să degajeze golkeeperului Sepsi. Nițui, Buzbuchi construiește formația lui Gică Hagi. Îl vom aștepta, sigur, și vom avea la microfon DigiSport pe Giga Hagi la finalul meciului în cadrul emisiunii DigiSport Special. Vor fi interesante, mai ales declarațiile din tabăra lui Șepși. Da. La primul gol anulat, rămân cu dubii. Așteaptă alături de invitații săi. Evident că va fi analizată și acea vază. S-a vorbit despre ea și în pauză, dar atunci nu au avut oamenii din studiu foarte mult timp la dispoziție. Sârbu scapă fără cartonaș. Un fault din spate, ca la manual de galben. O ținere de tricou. Da, în fine, încă mă abțin pentru că n-am sesizat să fi scos cartonașul galben. E incredibil, aceleași faulturi văzute dintr-un alt unghi de fiecare dată, cel puțin în acest meci de Chivulete. Vine și centrarea mult prea slabă, Grameni atent, reușește să respingă Luis Munteanu, talonat de Andres Dumitrescu, impresionanța amândoi jucători și la capitolul fizic. Sârbu a scăpat de galben. Care e diferența între faultul lui și cel al lui Florin Ștefan, de acum aproximativ 10 minute? La astfel de întrebări trebuie să le răspundă arbitrii. Da, unele lucruri sunt evidente. Ia. Un moment interesant acolo, un dialog între, între Sârbu și acel puști, acel copil de mingi. A arătat puștul că avea balon la dispoziție, Sârbu. Aici poate arată tipul lui Sârbu să mai treacă totuși câteva secunde. În timpul suplimentar, nu mai mult, și Chivulete va pune capăt acestei partide. Grameni încearcă o pasă în centru, Rivaldinho aștepta o minge pe care o recuperează cei de la Șepși. Și gata, se termină acest meci cu adevărat spectaculos, rezultat de egalitate, Sepsi Farul 1-1, fluieră suporterii lui Sepsi, pentru că Ipalor obține doar un punct și a jucat foarte, foarte bine în această seară. Noi am fost pentru dumneavoastră Cătălin Cărnu și Andrei Tivilichi, rămâneți cu DigiSport. Urmează DigiSport Special cu analize și reacții. Indecis, 1-1 s-a terminat acest meci, dar am avut parte de foarte, foarte multe evenimente. Vedem și această imagine până la urmă frumoasă care se încheie partida, îmbrățișarea dintre Gică Hagi și Ben Storck, antrenorul celor de la Șepși. Avem de discutat pe marginea acestui meci. Încă un gol anulat celor de la Șepși în repriza secundă.
dar din punctul meu de vedere, după o fază mai clară, în continuare aștept o explicație din partea unui arbitru să înțeleg de ce a fost anulat primul gol al celor de la Șep și multe ocazii și de o parte și de cealaltă. Luis Munteanu putea să mai facă o dublă prin care să mai aducă 3 puncte farului, n-a fost să fie. Suntem curioși și de-abia așteptăm și reacțiile de acolo, de la Sfântul Gheorghe, lucru care se va întâmpla în câteva momente, pentru că împreună cu invitații mei, Ilie Dumitrescu, Daniel Stanciu și Decebal Rădulescu, vă aștept aici în câteva momente. Superliga vă este oferită de Superbet. Betano. Jocul începe acum. Interul, stăpân peste imperiu. Dimaco! Cine îndrăznește să oprească liderul Italiei? 2-1! Vezi luptele eroice din Serie A. Spectacol în serie. În direct la Digi Sport. Suspans până în ultima cursă. Asta vrem și noi în noul an. MotoGP. We love you. Un nou sezon în direct la Digi Sport. Recovania este campion mondial în 2023, primul pilot Ducati care își apără trofeul la clasa mare. Ladies and gentlemen, our champion, Novak Djokovic, reigns in Monte Carlo. De campeón en categoría masculina del Mutua, a Rafael Nadal. Djokovic defends his Shanghai title in a dramatic final. Djokovic, what a bite! He successfully defends his title here in London. Tenis de nivel mondial. Ei fac minuni pe teren, tu faci profit acasă. Pregătește-te pentru marile competiții din țară și Europa și pune pariu pe Super Avancronica. În direct la Digi Sport. Știința. Betano. Jocul începe acum. La finalul unui meci foarte tensionat, vedeam și pe imagini imediat înainte de a lua pauza de publicitate, reproșuri din partea celor de la Șep și la adresa brigăzii conduse de Florin Chibulete. Ca să mă exprim elegant, mi s-a părut că n-a prins cea mai bună zi a lui nici Florin Chibulete. Mă raportez inclusiv la cornerul din minutul 70 și ceva, când n-a văzut ce...